Deci primele trei proiecte sau care au fost discutate și ăsta la altul, pe mintea mea este că nu e o urgență. Sunt de acord, acum să treacă asta. Vreau să nu mai punem proiect în bătaie de joc cu o oră înainte de începe ședință. Dacă ședință de data la o ședință ordinară, că primăria nu-și face săreața, primăria nu-și face treaba și domnul Remus să trezește câte să facă proiectul cu o zi înainte sau cu o oră înainte, nu e regulă. Deci, nu spun că nu e legal, dar nu e regulă. Da? Mulțumesc. Domnul primar, dacă aveți ceva. Da, sigur. Aveți dreptate într-o mică măsură, nu într-o foarte mare măsură, pentru că noi trebuie să vedem exact ce urmărim și acum ăsta poate aduce mai multe completări domnul secretar. Se pot face și mai multe ședințe ordinare într-o lună. Deci atunci vom veni cu suplimentările sau cu proiecte de hotărâri în funcție de necesitățile municipiului Rădăuz, pentru că prin acest proiect mi-am dorit să vin astăzi cu el în fața dumneavoastră pentru a putea demara lucrările și pentru a da tonul tuturor celor care dețin spații, mai ales în zonele centrale din municipiul Rădăuți, în a face ceva frumos, să schimbăm orașul toți, nu doar noi. Și atunci am considerat că este ca și o urgență, mai ales că a fost proiectul inițiat mai de mult. Bineînțeles, nu cu modificările de acum. Deci, într-adevăr, vom încerca să facem toate din timp, dar am considerat o prioritate această lucrare. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Mai sunt intervenții? În condițiile acestea supun spre votare suplimentare ordinea de zi. Voi nu participa pe proiectul 2 și 3 la proiectul de discuție. Dacă vreau să spun președinte, la proiectul de 2 și 3 nu voi participa nici la vot, nici la discuție. Este adevărat. La proiectele 2 și 3 nici eu nu voi participa. Dar acum suntem la suplimentare ordine de zi și pe urmă la aprobarea ei. Cine este pentru suplimentare ordine de zi? Ordinea de zi este împotrivă. Abțineți. În unanimitate, ordinea de zi a fost suplimentată. Supun spre vot ordinea de zi cu suplimentarea de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. În unanimitate, ordinea de zi a fost suplimentată. Domnul consilier? Nu particip la vot la proiectul 2, 3 și 13. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o mică informare. Vă rog. În cadrul unor emisiuni televizate, am văzut că s-a atacat foarte mult GAL, fiind manager la Asociația GAL Urban Rădăuți, am simțit că sunt nevoit să ofer niște clarificări. Asociația GAL Urban Rădăuți nu a avut, nu are și nici nu va avea niciodată probleme pe fondul implementării. Singurele probleme care au apărut la Asociația GAL Urban Rădăuți a fost pe perioada mandatului trecut, datorită erorilor primăriei municipiului Rădăuți. Acestea din mers s-au remediat, în speță s-au remediat în cursul anului curent. Am văzut aseară, nu știu, domnul Vărea Bătru nu este aici, dar spunea că Asociația GAL Urban Rădăuți ia un comision la aceste proiecte. Nu ia niciun comision la aceste proiecte. Asociația GAL Urban Rădăuți și implicit cheltuielile salariale sunt subvenționate din fonduri europene, sunt făcute cu cereri de plată, cereri de rambursare, cereri de prefinanțare, ghiduri ale solicitantului, proceduri de implementare, pe oricine, oricare consilier, are oricând ușa deschisă, noi avem oricând nevoie de personal, poate să vină să ne ajute cu mare drag și să participe la acest proiect frumos pentru municipiul Rădăuți. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Începe cu diverse două președinte sau cum? Au fost cu discuții și cu informare. Nu v-am vrut, domnul președinte, începe cu diverse sau... Domnul consilier, a spus că nu participă la proiectele 2, 3 și... Nu are importanță, la diverse pot să spun din care sunt diverse. Am înțeles, vă mulțumesc. Vă rog să consemnați consilierii care nu participă la diferite puncte. Mi-am anunțat și eu 1, 2 și 3 nu particip. La vot și la discuții, da? Da, nici la vot, nici la discuții. Trecem la punctul 1. La domnul Nicolau și domnul Jecal, la 2 și 3. Da. Mai este cineva? Ei, noi dacă nu votăm, nu trece eu. Care da, nu trebuie să mă votați. Nu vorbim din proiectul european. Punctul 1, vă rog. Punctul 1. Supunere spre aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 23.04.2021. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, punctul 1 a fost
Adoptat. Punctul 2. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.898 din 19.05.2021 privind aprobarea contului de execuție la 31.03.2021. Inițiator, primarul Login Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil cu condiția că nu am participat nici la discuție, nici la vot. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Învățământ. Comisia de Învățământ acordă aviz favorabil. Comisia de Administrație Publică avizează acest proiect cu mențiunea că nu am participat nici la discuție, nici la vot. Discuții pe baza acestui punct. Cine este pentru? Că eu nu participă. Mai puțin. Deci nu participă domnul Mitropan, Jecalu, Nicolau, domnul Preda. Da. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13. Împotrivă? Abțineri? Da. Deci fără participare. Cum așteptate de voturi? Proiectul a fost adoptat. Proiectul 3. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.900 din 19.05.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Inițiator, primar Login Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil, inclusiv amendamentul cu proiectul european, cu mențiunea că eu nu am participat nici la discuții, nici la vot. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Învățământ. Aviz favorabil. Comisia de Administrație Publică avizează proiectul cu mențiunea că eu nu am participat nici la discuții, nici la vot. Discuții pe baza acestui proiect. Vă rog, domnul primar. Aș dori să intervin cu un amendament la acest proiect. Având în vedere adresa înaintată de ordonatorul terțar de credite al Școlii Gimnaziale Dimitrie Cantemir, numărul 458 din 21.05.2021, înregistrat la Primăria Municipiului Rădăuți sub numărul 8634 din 21.05.2021, prin care mi se comunică că urmarea aprobării proiectului EPOC, Consolidarea Capacității Școlii Gimnaziale Dimitrie Cantemir de a desfășura activități didactice în mediul online, prin achiziția de echipamente dispozitive electronice, depus și aprobat conform hotărârii numărul 93 din 18.02.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015, se propune următorul amendament. La partea de venituri se suplimentează indicatorul Fondul European de Dezvoltare Regională Prefinanțare 48.02.0103 cu 699.768 de lei, iar la partea de cheltuieli se suplimentează la capitolul învățământ secundar inferior, finanțare externă nerambursabilă, 6502-0401 pe 58002 cu 699.768 de lei. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Vă rog, doamna... Într-o eroare didactilografiere la anexa 1, la la 37.10.17 trebuia 33.10.17. Deci în loc de 3, de 7, 3. Da. S-a consemnat. Dacă sunt discuții pe baza amendamentului făcut de domnul primar, cine este pentru amendament? Da. Împotrivă? Abțineri? Amendamentul a trecut. Supun la vot întregul proiect cu amendamentul propus de domnul primar al municipiului Rădăuți. Cine este pentru? Da. Împotrivă? Abțineri? 14 voturi. 4 nu a participat. Proiectul 3 a fost adoptat. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.902 din 19.05.2021 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții Registrul de Evidență Națională de nomenclatură stradală în municipiul Rădăuți, județul Suceava. Inițiator, primar Login Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la Comisia de Specialitate
Comisia de Economică avizează favorabil. Discuții pe baza acestui proiect? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 4 a fost adoptat. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.650 din 17.05.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava. Inițiator, primar Login, Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru acest proiect? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost votat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.774 din 8.04.2021 pentru aprobarea regulamentului și a modelului cadru al caietului de sarcini privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava. Inițiator, primar Login, Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil cu mențiunea că domnul consilier ministru Tătar a menționat că sunt inadvertențe între titlul proiectului de hotărâre și conținutul acestuia. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Învățământ. Comisia de Învățământ avizează favorabil. Comisia de Administrație Publică avizează acest proiect. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a trecut. 7. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.852 din 28.04.2021 privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Rădăuți. Inițiator, primar, Login Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia de Învățământ. Aviz favorabil. Comisia de Administrație Publică avizează acest proiect. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate, proiectul a trecut. 8. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.869 din 13.05.2021 privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuți, al serviciului public local de evidență al persoanelor Rădăuți, precum și al sectoarelor subordonate. Inițiator, primar Login Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Administrație Publică avizează acest proiect. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate și acest proiect a trecut. 9. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.909 din 20.05.2021 privind aprobarea organizării evenimentului Campionatul Național de Scandenberg în municipiul Rădăuți. Inițiator, primar Login Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Vă rog, domnul primar. Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că Rădăuțul a dat startul la astfel de acțiuni. Vă dați seama, este un eveniment important pentru municipiul nostru și vreau să felicit pe toți cei care sunt angrenați în organizarea acestui eveniment. Vă invităm și pe dumneavoastră cu rugămintea să respectăm prevederile legale. În ultimul timp s-a observăm cu toți o relaxare, dar trebuie să păstrăm totuși măsurile de distanțare ca totul să fie în regulă. Și mult succes celor care participă la acest concurs. Mulțumesc! Dacă mai sunt și alte discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 9 de pe ordinea de zi a fost aprobat. 11 voturi. Proiectul 10. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.854 din 7.05.2021
privind închirierea prin licitație publică organizată în condițiile legii a unor terenuri aflate în domeniul public al municipiului Rădăuți. Inițiator, primar Lochin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Discuții. Vă rog, domnul consilier. Vreau să fac un amendament la acest proiect de hotărâre, în sensul că am observat aici, la, cel puțin la articolul 1, unde vorbim de chioșcurile pentru alimentație publică. Consider că este o oarecare concurență neloială în condițiile în care nu trebuie să ne ferim, aduc un oarecare de serviciu de imagine pentru centrul orașului, dar aici vorbesc doar de cele pentru alimentație publică, nu de chioșcurile pentru ziare. Iar chiria de 66,45 de lei, lei metru pătrat pe an mi se pare derizorie, adică 1900 de lei într-un an de zile să plătească aceste tarabe, dacă este să le spunem așa. Vreau să fac un amendament, astfel încât aceștia să fie la nivel competitiv egal cu ceilalți care plătesc poate chirii de 1000 de euro pe lună. Și vreau să fac un amendament să fie de 66 de lei pe metru pătrat pe lună. Astfel va câștiga și primăria municipiului Rădăuți. Am înțeles și de la domnul primar că, exact cum a spus și tura trecută, este o concesie pe perioada de pandemie, dar consider că aceștia trebuie să asigure un anumit nivel de competitivitate la nivel local. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Dacă sunt și alte... O precizare, dar la... Vă rog. Vis-a-vis de amendament. Așa cum vedeți, domnul consilier, chiria este stabilită prețul prin hotărârea de Consiliul Local privind stabilirea taxelor și impozitelor locale, care privește și alte spații. Înțeleg că dumneavoastră doriți doar pentru aceste. Doar pentru asta. Deci amendamentul va fi și așa, prin excepție de la hotărârea din Consiliul Local. Da. Nu privește restul, ci de un par de mine. Supun la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Trebuie să mă văd. Dumneavoastră mă văd asta? Mă abțin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 voturi. Împotrivă. Abține. 5. Da. Amendamentul a trecut. Amendamentul a trecut în majoritate, cu majoritatea voturilor. Discuții. Alte discuții legate de proiectul 10, dacă mai sunt. În condițiile acestea, supun la vot proiectul numărul 10 cu amendamentul pe care l-a prezentat colegul nostru. Cine este pentru? Da. Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. 11. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.881 din 13.05.2021 privind modificarea unor prevederi ale contractului de închiriere pentru suprafețele de pășuni aflate în domeniul privat al municipiului Rădăuți, numărul 5.865 din 27.04.2016. Inițiator, primar Lochin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism. Favorabil. Discuții? Vă rog, domnul consilier. La care suprafață de teren se referă? La cea care a fost luată pentru centură sau alte suprafețe? Aparatul de specialitate? Da, nu se dă. Da. Dar este vorba despre suprafețele care au fost ocupate de șoseaua de centură și suplimentar de, de o suprafață de teren de lângă șoseaua de centură și drumul județean, unde se intenționează amenajarea unei parcări, oricum nu mai era, putea fi folosită ca și pășune. În schimb, acestei parcele de teren se suplimentează către Asociația Crescătoare de Animale cu acel 1 hectar 75 de ari, în partea dinspre Măneuți, Poza, din zona respectivă. Deci, practic, are loc și un schimb de teren, ca să zic așa. Se renunță la suprafața de 1 hectar 70 de ari aici, primesc în partea cealaltă. Pe acea suprafață ulterior se va veni cu indicatori tehnici economici, aprobarea investiției. Iar în rest se exclude suprafețele de pășune ocupate de șosea de centru. Și în cazul ăsta nu se poate face un amendament ca să fie inclus tot la punctul ăsta suprafața de teren din spatele caselor care o aparțin în asociații?
care nu pot în și nu poate fi folosit. Trebuie să facem un proiect separat. Da, dar pentru asta trebuie să fie un, să avem un cadastral. Deci este lucrare, este lucrare cadastral care se identifice exact suprafața care se va exclude și din acest punct de vedere. În momentul de față nu putem exclude când avem o suprafață determinată. Face parte dintr-o parcelă mai mare. Deci nu s-o măsurat la plătim de două ori cadastru, deci. Dar nu este făcut, când au fost date către asociații, nu este separat. Suprafața respectivă nu a fost măsurată separat? Nu e separat, nu. Nu sunt trupuri de pășuni. Nu e separat. Bine, eu cred că odată cu acest proiect rezolvăm mai multe probleme. Unul, problema parcării din piața de obori, pentru că ați văzut faptul că s-a construit această șosea de centură, nu mai avem acea parcare care era amenajată acolo. Cele două bucăți de teren, numai așa puteam să ajungem să le folosim în acest sens, dezlocând în altă parte un corp de pășune pentru a fi totul compensat, să spun așa. Și vom încerca tot printr-un proiect de hotărâre să venim în fața noastră să amenajăm acele loturi pentru parcări. Tot ce trebuie, prin Consiliul Local. De altfel, vreau să vă pun în dezbatere publică și aștept răspunsul de la dumneavoastră. Cum am putea să folosim mai bine piața de mașini? M-am uitat acum, am încercat să reorganizăm puțin, nu este la final, pentru că suntem de pe la început. În primul rând, pentru siguranță, am ținut ca mașinile să poată ieși oricând din piață, prin aranjamentul în locurile de parcare, așa cum trebuia să fie de foarte mult timp. Dar pun întrebarea, dacă am reușit, la anul să spunem, că anul ăsta nu avem de unde să asfaltăm porțiunea străzii Tolocii din strada 1 Mai până când se termină piața de mașini și pe parcursul zilei de duminică, când este aglomerație, să folosim acea zonă, da, pentru piață. Deci am putea pune mașinile parcate spre gard, cum la vânzare, și să folosim și această zonă pentru piață. Mașinile de pe strada 1 Mai, urmând să ajungă în zonele respective care v-am spus, adică în parcările respective, iar celelalte să iasă pe străzile adiacente, așa cum este normal, pentru cum este o înțepătură în centură puțin mai încolo și se poate ieși pe recolte în Mirebodnan și așa mai departe. Dar o să intervenim cu acest aspect și eu zic că ar trebui să ne gândim cu toții ca să iasă ceva bine acolo. Mulțumesc! Vă rog, domnul consilier. Mulțumesc! Pentru că discută de parcări, două probleme și eu. De ce se emit la parchez mașină pe 5.000 parcare de piață, că nu parchez în piață. Deci se emit bilete de parcare piață, nu de parcare, de piață. Deci eu nu parchez tarab acolo, parchez mașină. Doi, domnul primar, eu am trecut sâmbătă seara pe acolo, pe la bazarul de mașini, și vă spun că, nu știu cum o să luați măsuri, dar erau cel puțin 10 mașini parcate pe strada Tolocii. Nu erau în interior. Deci acolo, pe strada Tolocii, se parchează mașini de vânzare, ca să plătească piața. Și acolo trebuie luate măsuri. Acum, cum se vor lua măsuri legale, nu știu, dar e complicat. Dar trebuie luate măsuri, pentru că majoritatea blochează circulația și parchează pe Tolocii. Și pun eticheta de vânzare și stau bine mersi acolo. Sau un pic mai încolo. Știți foarte bine, da? Și vă rog să reglementați problema cu biletele, că nu e regulă. Da. Și vă spun că sunt reclamații de mai mulți cetățeni. Mulțumesc. Am înțeles. La fel cum v-am spus dumneavoastră, puteți să mă contactați oricând vedeți astfel de disfuncționalități. Eu am preluat sistemul dinainte, chiar nici nu m-am uitat la acest aspect, dar bineînțeles că o voi întreba pe doamna șef contabil, pentru că acolo este piața în momentul ăsta, să vedem care este situația, să o reglementăm, bineînțeles. Din punct de vedere, ce a spus dumneavoastră cu mașinile puse la vânzare, am observat chiar eu în timpul, nu numai acolo, erau parcate și pe strada din spate care s-au și am anunțat poliția locală, am mers și am luat măsuri pe loc. Știu. Eu vă invit pe toți, pentru că asta trebuie să înțelegem cu toții. Am fost și eu consilier și viceprimar și primar și acum. Trebuie să mergem cu toții când sunt astfel de evenimente, vedem ce disfuncționalități sunt și haideți să le corectăm împreună. Că eu sunt deschis la toate aceste măsuri, fără nicio problemă. Mulțumesc. Domnul consilier Olagan, vă rog. Bună ziua și cer scuze de întârziere. Mă așteptam ca să avem și niște mese aici, să putem lucra așa, lucrăm cu calculatoarele pe braț, să avem și noi un par de apă. Sigur că, okay, mulțumim. Sper să-mi iau apa sau după ce termin? După ședință. După ședință. Și stau cu spatele la colegii mei, domnul primar. Dar întoarce-te.
Da, mă întorc atunci. Poate la primar. Respect pentru primar, nu o să am din cauza că trebuie să stau în față la colegii mei. Ei, da. Stimați colegi, problema în felul următor, cu pășunea. Am deviat, am trecut la parcare. Pășunea e o mare problemă în municipiul Rădăuți și vă spun de ce. Am ridicat această problemă de foarte multe ori. Să mă uit la cameră atunci. Nu? De foarte multe ori am ridicat această problemă. Avem un crescător de animale, se numește Ilică Domnica. Domnul doctor o cunoaște pe doamna. Are în jur de 500... Poftesc? Dar cine nu știe? Am spus că mă adresez consilierilor, colegilor mei. Primarul, cu foști primari. Sigur că doamna Ilică, domnul consilier, are 500 de animale, plătește de oi, are și vaci, dar plătește impozite și taxe la municipiul Rădăuți și are o mare problemă. Am ridicat-o de mai multe ori în ședințe de Consiliu Local și văd că nu s-a rezolvat nimic. Este, așa un cuvânt popular, hăituită, propriu-zis, cu acele oi, stă prin curte la oameni, stă pe unei apucă. A fost o nedreptate făcută de pe timpul lui domnul Tătar și aș vrea să remedieze acum, să-i se dea și ei parcelă sau un teren pe pășune, să împartă la toți egal, în funcție de numărul de animale și să... De respect, mă întorc. Să... Domnul primar. Așa să încep și eu să răspund. O să mențiți, domnul Lărean. Nu. Dumneavoastră, vă întoarceți cum doriți dumneavoastră. Cum vreți. Eu cred că dumneavoastră trebuie să vă întoarceți către rădăuțeni, că rădăuțenii vă dau votul. Rădăuțenii au pus ștampila pe dumneavoastră mai mult decât pe domnul Tătar și au avut o încredere. Dar dumneavoastră trebuie să demonstrați în acești 4 ani. Să nu credeți că ați prins pe nu știu cine de picioare. Eu am trecut prin ce sunteți dumneavoastră. Dar 4 ani trec repede și a trecut... Îmi cer scuze, domnul președinte. La președinte trebuie să-mi cer scuze. Am văzut aici păpădie multă și nu aveți locuri de parcare. Am circulat de 3-4 ori. Tot Rădăuțul, faceți o subparcare, o parcare subterană aici, în centru. Când o să vă gândiți dumneavoastră, în acești 4 ani, să o luați în calcul cu viceprimarul, că el e cu strategiile. Da, și revin. Căutăm, domnul, să remediați dumneavoastră greșeala care ați făcut-o cu acea doamnă și să-i se dea și ei să faceți o reinventare a tolocei. O să spuneți că da, i-a dat în concesiune, eu știu foarte bine că din perioada când eram eu am dat în concesiune, n-am acceptat să fie în concesiune ce a fost sub altă formă, de închiriere, dacă nu mă înșel acum, și să aibă și ea o parcelă, da, domnul Tibic, așa este, nu? Doctorul cu pășunea nu prea le are, dar asta e. Eu vin de la țară și știu și țin foarte mult la acești crescători de animale și trebuie să-i acordăm atenție. Plătesc impozitele, muncesc din greu, aduc bani la venituri la primărie și pășunea este a rădăuțenilor. Nu este al celor din altă parte. Faceți viceprimarul. Dumneavoastră trebuie să faceți. Să faceți un inventar pe toate. Primarul am văzut și-a făcut ăla, clipul cu cașul. Dumneavoastră faceți un inventar să vedeți că găsiți foarte multe oi din alte comune care se pășunează în Rădăuți. Poftiți? Iar burda, vicinii burda, primarul facă. Dumneavoastră a spus cu jântița. Sigur că și aia face farmec dintr-o strategie. Sunt multe, nu? Cam asta. Luați în calcul, ca să nu mai fie o altă ședință să discut, că devin plictisitor și pentru mine. Exact. Și pentru mine. Ca să ridic această problemă cu doamna respectivă. M-am trimis o nouă audiență, ea a venit la mine de multe ori, știind că eu am fost corect și am împărțit cum trebuie. Tolaca, noi am dat-o lui Buliga de la comunale, că era vreo soia toată. Și am spus, domnule, nu, la fiecare, în funcție de numărul de animale, aveți o suprafață de teren. Și cam așa. Domnul președinte, prima dată se stați că n-am terminat. Lăsați-l, puneți-l pe stand-by. Puneți-l pe stand-by, că a vorbit 4 ani de sălbă. Acum ați vorbit noi. Pe mine mai exemplu. Câți ani Haideți să nu degenerăm, da. Domnul consilier, dacă puteți să prezentați. Aștept un răspuns la domnul primar. Domnul primar, dacă puteți să dați un răspuns, văd că această problemă este una relativ. Asupra prețului în regulă. Da. Cu rugămintea dumneavoastră am să stau așa cu fața spre dumneavoastră. Doi, am să-l salvez pe domnul ministru Tătar și am să răspund în locul lui, pentru că... Nu răspund eu, nu trebuie să răspund nimeni în locul lui. Împreună ați fost și i-ați dat focul. Deci, situația stă în felul următor.
Asta este o problemă extraordinar de veche, care nu se poate tranșa decât în momentul în care se va termina cu licitația, care a fost făcută pe 7 ani, în 2016 sau 2015. Când era domnul viceprimar, domnul Nicolae Bogdan atunci. Da? Așa am prins atunci, în perioada aia de tranziție, am prins o licitație la Pășuni, care nu a fost deloc ușoară, pentru că știți că nu este simplu. Da. Deci eu mi-aș dori foarte mult, pentru că suntem totuși pe experiență și avem o pregătire. În momentul când venim cu astfel de afirmații, să venim și cu soluții. Eu vă întreb pe dumneavoastră, pentru că chiar aveți experiență în sensul ăsta. Soluția legală, în momentul în care doamna Ilica nu se află nici într-una din acele asociații care au câștigat licitația, care ar fi? Dar nu din asta pe lângă lege, că să facem, să dregem. Pentru că ați văzut cât făcători de bine sunt, să respecte și gradul de ocupare a Pășunii și sunt mai mulți. Deci să nu creadă cineva că nu am avut zeci de discuții și de întâlniri cu acești. Și vă spun, la un moment dat s-au și înțeles, acolo după care iarăși nu s-au mai înțeles. Deci am avut toată disponibilitatea și o am, dar în baza legii. Așa doar să vin aici și să spun așa? Aici vă spun că cu siguranță vor reveni aceste subiecte. Și am mai adus precizări de foarte multe ori. Ca să dau un răspuns, am și soluția. Când aveți dumneavoastră timp, dați un telefon, aveți numărul și mergem amândoi la fața lucrurilor. Nu. Mergem acolo, că mai bine acolo. Aici discutăm deci, altfel. Acolo nu putem face decât o ilegalitate. Domnul, eu vă spun că găsim soluții din 10 soluții care vi le dau, dumneavoastră vă alegeți una. Care credeți dumneavoastră că e cea mai bună? Bine? Mie mi se pare, mie așa îmi place cu transparență, trebuia dat aici de față cu toată lumea. Eu evit ieșirile astea să mă întâlnesc unde vreau să zic și mai departe. Nu, știu, dar se poate interpreta fără și nu cred că este cazul. Deci soluția trebuia dată aici și în momentul ăla rămâneți în fața crescătorului de animale, cel care a venit cu soluția. Dar trebuie să o avem aici cu toții, pentru că nu dețin eu adevărul absolut și consider că și colegii mei sunt în măsură să gândească la o soluție dacă există. Dar vă spun, din punct de vedere juridic am încercat, pentru că nu era nicio plăcere și nicio să-i văd venind tot timpul cu această problemă. Și o abordez ori de câte ori, ca să înțelegeți, ori de câte ori vin crescători de animale de pe toloacă, abordez această situație să văd cum se mai poate face. E normal, deci eu fac din punct de vedere. Deoarece punctul acesta... Am dreptul la repede, să-i spun. Dacă dumneavoastră evita să mergem împreună la... Nu, dar putem merge toți colegii. Toți colegi, ok. Dar nu vor, dar nu pot. Fiecare e acolo. Dacă dumneavoastră, eu vă fac dumneavoastră o invitație deschisă, să mergem la fața locului și găsim 10 variante. Dumneavoastră alegeți 2, 3, care o să conveniți cu secretarul, cu legal. Domnul, eu știu foarte bine cum. Dar lăsați-mă să termină. Dar ne ducem într-o direcție greșită. Variante care trebuie să fie acceptate de cei din asociația de animale, nu de noi. Eu, așteptați-mă puțin. Dumneavoastră trebuie să mă respectați ca să vă respect și eu pe dumneavoastră. Diferența între noi doi este că dumneavoastră ați luat mai multe voturi decât mine. Atât e diferența. Pentru asta ați candidat la prima și ați luat mai mult. Eu am și eu voturi în spate. Hai să închidem. Ca să evităm discuțiile contradictorii noi doi, căutați să mă respectați ca să vedeți că eu să vă respect dublu, la pătrat. Mergem mai departe. Și închei. Dacă președintele spune domnul primar și fă semn când să mă opresc, domnul Olarean. Domnul consilier Olarean. Domnul consilier. Face să-mi semn și eu mă opresc. Bine. Dar vreau să fiți succint pentru că s-a mai anunțat. Deci la fața locului și găsiți soluții. Știu pe domnul Onica, știu cum s-a dat, cunosc, eu am început toată procedura aia. Și cu domnul Pașa. Bine. Stimați colegi, deoarece punctul acesta este, să spunem, mai interesant pentru... Deci am o întrebare replică, domnul președinte. Imediat, domnul consilier. După domnul Olarean a ridicat mâna domnul Preda, pe urmă dumneavoastră domnul Tătar, domnul consilier Tătar, mă scuzați. Eu am spus drept la replică și nu discutăm la obiect, pentru că problema cu Pășunea a fost la punctul care l-am votat. Da? Eu vreau drept la replică. Drept la replică? Vă rog. Atât. Problema cu Pășunii s-au votat. Nu s-au votat. Păi s-a votat? Nu s-au votat. Bine. Deci, domnul Olarean, ca să știți foarte bine, să învățați lecția, că n-ați învățat-o cum trebuie, că din cauza asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ce? Nu știți despre ce vorbiți. Deci, în primul rând, vreau să vă spun că Pășunii s-au dat prin stație publică pe societăți sau pe asociații, da? Doamna Domnica Ilică a fost în asociație, comitetul director al asociației. Comitetul director a votat și a expus în asociație, din diferite motive. S-au judecat, doamna asociația a câștigat, doamna Ilică a pierdut. 1. 2. Doamna Ilică
vrea să ocupi jumătate toloacă, cum a ocupat-o mai înainte. Deci nu respectă gradul. Deci domnul Olareanu a spus clar, are 500 de oi și nu știu cât. Dacă merge fiecare fitoloacă cu 500 de oi și cu 20 de vite, o încheiat. S-a încheiat cu toloacă. Deci altul nu mai încape acolo, ca să fie foarte clară problema. Eu înțeleg domnul Olareanu, el a mulți bac acolo în campanie electorală, cu Armani, cu tot absolut, el înțeleg, are o obligație morală. Și eu am o obligație morală față de Ilică și de doamna Ilică. Dar trebuie să respectăm legea, domnul secretar. Așa e sau nu așa? Doamna Ilică a pierdut. În instanță, noi am negociat ca să o reprimească în asociație, nu a vrut să-și plătească cotizația și domnul a primit-o în asociație. Și când s-a expirat contractul de concesiune, probabil că va fi pe alte asociații, alte licitații și atunci se va rezolva problema. Nu văd eu, indiferent ce se promite acum în momentul de față, eu nu văd nicio rezolvare. Mulțumesc. Care e soluția, domnule? Soluția mea este să mergeți la munți. Vă rog, haideți să nu degenerăm. Domnul primar. Ați reținut, da? Nu, da, era, nu, dar știți cum... Detaia. Domnul consilierul Olareanu a început și acum eu înțeleg pe domnul Tosaru. Dar îmi făceam așa în gând, domnul v-a spus că ați fost amuns cu Armani. Armani mergea mai bine cu noastră? Acum se mașini de mult. Nu, dar Armani mergea mai bine cu noastră. Ca să vă dau și răspunsul, nu numai puțin că-i spun. Am fost cu fostul dumneavoastră șef, domnul Mialescu, în 2016, când am făcut campanie, prima dată când a intrat el în politică. El a mulți vaca, eu l-am asistat. Bravo! Așa a fost sau nu? Stimați colegi! Uite, domnul consilierul Olareanu. Remarca este bună, dar deja să trecem la cancanuri, în loc să discutăm proiecte pentru rădăuțe. Domnul consilier Preda, vă rog. Da, vă mulțumesc că am plăcut scurtul istoric al fiecărei consilier în parte. Vreau să atrag atenția, domnul istoricător a urcat o problemă foarte, foarte bună, ce are teritoriul la piața Obor. Eu, din câte știu, aia este subordonat unui serviciu în primăria municipiului Rădăuț și faptul că mașinile se parchează cu o seară înainte, ele trebuie să plătească o taxă de rezervare. Am să vă rog frumos să vă adresați acelui șef care se ocupă de piața Obor și să ne spuneți dacă s-au plătit și de ce nu s-au plătit și eventual să se impute acei bani, pentru că primăria a pierdut. Da? Domnul Tătar a spus că erau cel puțin 10 mașini. Dacă erau 10 mașini rezervate, trebuie să fie 10 taxe de rezervare. Vă rog frumos. Dar numai că asta să fac, asta să fac cu proces verbal, deci nu ne putem sesiza aici că erau 10, că erau 12, că erau albastri, că erau verzi. Pe viitor. Pe viitor, vă rog frumos să participați și dumneavoastră. Poliția locală, cu jandarmerie i-am rugat să participe și ei. Și domnul semnalul, da, fără nicio problemă. Și șeful responsabil sau. Da. De ce mai e ca să nu, ca să nu mai spun, ca să nu mai spun că m-am gândit la o soluție, adică încasarea celor care participă la acest eveniment să se facă în jur de ora 10:30 și nu avem decât în momentul când începe acea taxare să fie o comisie din consilier. Care e problema? Deci eu am spus, eu am fost deschis pentru transparență întotdeauna și îmi doresc ca să se autofinanțeze această piață și să o ducem exact acolo unde dorim. Pentru că îmi doresc să asfaltăm niște culoare exact cum sunt la Oradea, să punem exact alimentația publică într-o zonă. Deja tuile care sunt, le vom reloca tuile de pe Bogdan Vodă, o parte din ele care sunt pe marginea drumului și vom crea un spațiu verde pentru acele firme care desfășoară activitatea cu alimentație publică din bazar, să tragem apa acolo, să devină totul civilizat, pentru că este foarte, foarte atractiv din toate punctele de vedere. Mulțumesc. Cu plăcere. Domnul consilier Jecălă, vă rog. Da, dacă dai degeaba... Are dreptate, domnul primar. Vorbește domnul consilier Jecălă acum și domnul... Da. Stimați colegi, mandatul trecut au existat discuții referitoare la doamna Domnica. Știu că domnul Miron ridica aceleași probleme care le ridică și domnul Olărean. La momentul respectiv s-a format o comisie, formată de domnul Miron și alți doi consilieri, după care domnul Miron s-a convins că domnul Tătar și mandatul trecut au avut dreptate, există o hotărâre judecătorească în sensul acesta, că doamna nu a respectat anumite reguli. Domnul Olărean, propun și în acest mandat să formăm o comisie formată din dumneavoastră și alți consilieri și veniți și ne prezentați. Și în acest mandat să nu mai existe discuții referitoare la... Deci, propun ca să formăm o comisie formată din domnul Olărean și domnul Tătar și dacă mai dorește cineva. Aș vrea un secretar la comisie, nu pe domnul Tătar. Stabiliți voi, din vot. Nu
Vă rog, doamna consilieră Irine. Referitor la taxarea de la piața de mașini, ar trebui căutat o soluție. Am avut ocazia să merg de foarte multe ori și știu sigur că sunt persoane care nu plătesc nimic acolo. Iar un om sau doi maxim care sunt acolo, care încasează, în mod evident nu au cum să facă față și nici nu o să se poată lua la ceartă sau cu cei care nu plătesc. Nu știu, trebuie căutat o altă soluție acolo. Exact de asta am spus, că până în momentul în care vom putea parcela exact această piață și vom delimita prin acele zone de tranzit, practic acele alei pe care nu trebuie să-și pună nimeni, vom avea un anumit număr de metri pătrați. Și atunci, la orice comisie care merge și vede gradul de ocupare, ca să nu spun, îți dai seama. Și atunci știm că pe ziua respectivă trebuie să fie încasări de... Domnul primar, soluția e simplă. Puneți un aparat de la, ca la aeroport sau ca la metrou, își bagă omul banul și-a intrat. Când iese sănătate, giră, zâmbiți cam ironic, dar nu aveți dreptate. Deci e cea mai simplă problemă. A intrat care a intrat, a plătit și nu poate intra. Acolo sunt cu pătrați diferiți. Acolo pentru că n-am făcut-o din cauza că nu m-a stat să atunci la urmă. Bun, mai taxeze pentru păsat și să taxeze la intrare. Dar bineînțeles, și ce mai simplu problemă? Stimați colegi, deja s-a deviat un pic de la discuția inițială, de la discuția inițială. Punctele pe care dumneavoastră le-ați ridicat au fost consemnate în procesul verbal și 100% vor fi dezbătute ulterior într-un alt proiect de Consiliu Local. Am reținut proiectul... Putem forma o comisie? Putem forma o comisie de analiză? Care e nevoie de un proiect de hotărâre. Dacă va fi un proiect de hotărâre... Domnul consilier, când vom iniția proiect de hotărâre pentru așa ceva? Este nevoie de proiect de hotărâre, nu? Da. Da. Vă rog, domnul consilier. Eu am vorbit de... pentru crescători de animale, dar n-am vorbit de parcare. Văd că ați deviat și pe parcare. Păi n-am deviat. Discuția. Am spus că am deviat de la subiect pentru că sunt okay. Proiectul acesta. După mine, propunerea mea ar fi să caut un partener public-privat să dea piața de mașini. De aia vorbesc, nu? Nu, vorbim de și parcările și mașinile care au afișe de alea pe geamuri când se vând și sunt și în centru. Erau pe din culul Domnătate, erau chiar în centru aici. Vreo 4-5 jeepuri de alea. Asta e altceva. Adică toți vedem după ce plecăm, știi, vedem greșelile, dar lăsăm pe primar că el își face strategia. E tânăr, are încă 3 ani și jumătate și o să-și facă. Domnul primar, ar fi o soluție, că s-a aprobat prin lege și este acel partener public-privat, căutați un om în care de sarci, pe o condiție, să-i dați pe o perioadă, să investească, să administreze piața de mașini, să vă luați de pe cap, de asta să faceți altceva. Cu totul altceva, care aia piața de mașini, vă spun că vă toacă timpul, vă face așa. Cu oamenii aia bagă în sacoși, bagă în buzunar. Eu l-am, în 2008, când am ieșit primar, m-am dus în piață și l-am luat de unul de acolo, am dus în mașină și mi-a aruncat în coș un teanc de bani. Ia să spui, la poliție, dar îți dai demisia. În primărie a fost. Ăla de la Suceava, unii mereu. Domnule, să așteaptă, domnule, ești... Domnul consilier, domnul consilier. Și era ce de treabă acolo la comunală, să știți? Unii tu și era roșurile alea din piață, care era cum Nu răspund. Haideți să încheiem această chestiune. Iar cine este? Dacă ne uităm la ce spuneați dumneavoastră, domnul consilier, pe de o parte aveți dreptate, pe de altă parte, noi fiind 19 în deliberativul rădăuțean, cred că 5% din vina acestui mandat, dacă vom găsi după ce vom termina mandatele, o vină, e a noastră. 5% a vina. Nu neapărat a primarului, pentru că suntem consilieri și putem vota. Așa că trebuie să vedem ce facem aici constructiv pentru municipiul în care facem parte și nu doar să găsim vinovații pentru ceea ce s-a întâmplat până în momentul de față. Haideți să vedem ce putem repara. În condițiile acestea, pentru că punctul acesta a fost foarte dezbătut și cred că toate subiectele au fost epuizate, v-aș ruga să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a trecut. 12. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.877 din 13.05.2021 privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACE-SA Suceava conform prevederilor OUG numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, primar Loghin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică.
Comisia de Urbanism. Cum aveți favorabil acolo la Comisia Economică, este un amendament. Comisia Economică, am spus. Comisia de Urbanism. Favorabil. Comisia de Învățământ. Comisia de Administrație Publică a vizat acest proiect, dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul consilier Preda? Nu participă. Abține? Cu 18 voturi pentru și o abținere, proiectul a trecut. 13. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98.904 din 19.05.2021 privind aprobarea acordării unor stimulente financiare personalului medical de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian Rădăuț, inițiator primarul Loghin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. E favorabil. Comisia de Învățământ. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe baza acestui punct, da, vă rog, domnul consilier. Bun. Aș vrea și eu să felicit domnul primar începutul administrativ la simpoziul pe urmă de zi acest proiect. Totuși, în viitor, aș vrea să aveți în vedere, domnul primar, că în România, conform legii, da, în cadrele spitalelor, pentru a deveni spital de urgență, Spitalul Municipal Rădăuț are nevoie de linii de gardă de radiologie. Dacă am reușit și am acordat aceste facilități, aceste stimulente financiare personalului medical și am văzut acolo asistenți și doi medici. Aș vrea să aveți în vedere și pe viitor pentru medicii pe radiologie, pentru că în specialitatea asta, pe radiologie, ei sunt pe scară de 1 de la 10, căutați cam de 11, să vă dați seama în România. E foarte, foarte greu să aducem medici radiologi la Rădăuț. Și ca să putem să-i păstrăm, să ne gândim pe viitor la niște stimulente frumușele pentru ei. Pentru că, vedeți, cu privatul nu o să putem concura niciodată, decât dacă venim cu astfel de măsuri. Și cred că cu toții ne dorim ca Spitalul Municipal să devină spital de urgență. Vă rog să aveți în vedere pe viitor, ne consultăm să vedem ce formă putem să-i ajutăm și să-i aducem la Rădăuță. Da. Vreau să vă informez, mulțumesc pentru intervenție, că deja se fac eforturi în acest sens. Este complicat pentru că, cum ați spus, este foarte greu de găsit. Dar, în același timp, mi-aș dori, nu știu, în viața asta mi-aș dori să văd categorii care vin să ajute fără să se gândească doar la stimulente. Pentru că, să știți, cu toții avem un cim foarte greu și dacă calculăm nivelul de salarizare, este acolo unde este. Nu trebuie să ne plângem, dar mi-aș dori încă o dată să se vină așa și din proprie inițiativă. Pentru că salariul este salariu, funcția este funcție, spitalul este un spital mare, adică nu pot să spun că nu știu ce, dar, într-adevăr, vom lua toate măsurile necesare să putem rezolva această problemă. Pentru că, într-adevăr, este o țintă ca Spitalul Municipal Rădăuț să ajungă unul de urgență. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, domnule primar. Dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu mai sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate și acest proiect a trecut. 14. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98.879 din 13.05.2021 pentru completarea HCL 185 din 18.12.2014 privind aprobarea închirii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite și amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuț și proprietatea statului român, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator primar Loghin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism. Favorabil. Discuții. Vă rog, domnul consilier Olarean. Da, eu am spus și mai spun, eu nu sunt de acord cu această închiriere. Să mă explic de ce nu sunt de acord cu închiriere. Această închiriere asupra terenului de sub garaje. Să vă explic de ce. Sunt foarte multe garaje abandonate și sunt multe persoane care au acel garaj în chirie la primărie și îl folosesc atelier mecanic și cu toate altceva, atelierul de tâmplărie și nici de cum pentru mașină. Nu ține mașina acolo. Blochează mașina, ține mașina în fața blocului și blochează un alt bloc de parcare. Aș vedea o rezolvare asupra acestor garaje, să fac o comisie cu viceprimarul, bineînțeles că lui trebuie să dăm foarte mult de lucru,
să analizeze și să aducă o situație asupra celor garaje și să vedem care nu se pot demola ca să realizăm niște locuri de joacă pentru copii, spații verzi, de ce nu? Suntem deficitari la spații verzi în municipiul Rădăuți. Avem sub norma admisă de Minister de Guvern, 35 de metri pe metru. Vă rog, domn președinte. Dați-i, dumneavoastră aveți dreptul să dați avertismente. Trei avertismente, după care votăm și le eliberează sala. Eu mă conformez și nu vorbesc peste nimeni. Bine? Spuneți-mi timpul și facem semn când să mă opresc. Rugămintea mea ca dumneavoastră să fiți concis și rugămintea domnului consilier Tătar să vorbească atunci când îi se dă cuvântul. Ok. Deocamdată nu puteți să-i dați când sunteți cu el în partid acolo și vă dați el la dumneavoastră. Nu mă spune pe nimeni, suntem... Sigur că... Nu sunt de acord și trebuie rezolvat. Avem o urățenie în municipiul Rădăuți cu acele garaje. Știți și dumneavoastră că în zona locuiți unde sunt acele tronsoane și multe garaje în municipiul Rădăuți. Căutați să le selectați. Care chirie să dea și dacă, într-adevăr, cum sunt cele de pe Mihai Viteazul cu uși de tab, de termopan și estetic și dă bine în, ca aspect, merge, se poate, care nu, demolate. O buldozer și demolate, domnul primar. Dacă nu aveți buldozerul, vi-l închirez eu. Știu că ați mai fost pe buldozer și ați demolat. Sigur. Și care problema? Primarul trebuie să o asume. Și cu buldozerul, și cu tractorul, și cu vitanja, care vă trebuie să... Da. Vă mulțumesc, domnul consilier, domnul primar. Într-adevăr, este o problemă din acest punct de vedere. Eu nu aș interveni decât din punct de vedere estetic, urbanistic, estetic. Cum arată aceste garaje. Dar, vă spun sincer, nu aș interveni în viața oamenilor care poate... la viața lor nu au avut nu știu ce oportunități și viața lor se leagă de acele garaje. Mă uit acolo în zona hipodromului. Sau. Deci pur și simplu oamenii evadează din căldura blocului, că vara se încălzesc acele blocuri și evadează toți acolo. I-am văzut, își pun o perdeluță, își pun două... Spațiu verde? Spațiu verde. E foarte bine că mi-ați ridicat mingea la FNU. Prin toate proiectele pe care le-am promovat și le voi promova, veți vedea că sunt introduși copaci. Copaci care sunt, nu știu, selectați în urma consultării cu specialiști, adică nu să-i punem noi de capul nostru. La fel, vrem să dezvoltăm această zonă de parcuri și de spații verzi, inclusiv în zona tolocilor, toloaca de sus și toloaca de jos. Am identificat anumite spații și vom veni la un anumit moment dat cu proiect în favoarea, adică în atenția dumneavoastră, dar mi-aș dori ca acele parcuri, în proporție, nu știu, măcar de 20% să fie construite cu ajutorul cetățenilor din zonă și cu ajutorul nostru, efectiv. La plantat de copaci, la împrejmuit și așa mai departe, pentru că trebuie să avem și latura asta civică să o dezvoltăm. Știți, noi nu trebuie să ne îndepărtăm de latura civică, pentru că de acolo am plecat cu toții. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Domnul consilier Jecaloare. Referitor la terenurile de sub garaje, domnule primar, să știți că sunt foarte multe cereri de un an, doi ani, ale multor cetățeni din municipiul Rădăuți și nu au primit nici măcar un răspuns. Păi, da, da, primăria municipiului Rădăuți ar trebui să dea un răspuns. Vă pot spune cu nume, prenume, număr de registrare, chiar am primit acum un mesaj. Deci, de un an de zile nu au primit niciun răspuns. Se pot achiziționa? Nu. Trebuie să le spuneți, domnule primar, cine se ocupă de aceste terenuri de sub garaje, de făcut un inventar și de răspuns oamenilor. Domnul Futur Gabriel să răspundă. Vă pot spune nume și numărul de registrare, dată și an. Vă rog, domnul. Da, mulțumesc. Chiar vă rog, domnul director, să-mi dați numele și să verific. Într-adevăr, poate această procedură de închiriere și de vânzare pentru garaje, la ora actuală, are un ritm mai lent, din mai multe motive. Odată, datorită evaluării pe terenurilor și a garajelor care trebuie să facem licitație. Apoi, acest proces este permanent de a căuta și a descoperi, pentru că foarte, foarte greu vin oamenii să declare. Ei sunt obișnuiți ca să fie căutați de către reprezentanții primăriei și nu prea răspund la chemările noastre. Dar, într-adevăr, ca orice proces birocratic, posibil să fie și obstacole sau întârzieri destul de mari. Vom verifica și, dacă e nevoie, vom veni și cu o situație la zi
pentru aceste garaje. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Plutor. Domnul consilier Preda? Da. Același lucru vreau să-l întâlnesc și eu, care a spus domnul Arigecalo, dacă vă amintiți, chiar eu am avut o specie similară în mandatul anterior, în 2016, dacă vă amintiți, chiar a spus și în Consiliul Local, că se încerca condiționarea votului meu pentru semnătură la acest garaj, da? Ideea este în felul următor. Ca să se cumpere acest drept, procedura este foarte îndelungată. Eu aș propune, dacă se poate face o identificare a tuturor terenurilor de sub garaj și să scoate toate la o licitație, pentru că de 4 ani de zile tot avem, o dată la 2-3 luni de zile tot apare câte un teren aici, câte un teren acolo. Cu sau fără cerere, notificate persoane, identificate fiecare parcel în parte și scoase la vânzare la un teren, la un preț corect. Da, ca să o rezolvăm așa rapid, ar fi o soluție, doar că trebuie să ne gândim că poate nu toți au resursele financiare să vină. De asta nu trebuie să așteptăm acele cereri. Și ca să fiu mult mai concis, a fost o problemă din acest punct de vedere până la un moment dat, știu că eu nu mai eram în Consiliul Local, dar s-a așteptat de procedura prin care trebuie primăria să selecteze un evaluator care să facă toate aceste evaluări. Acum, de o perioadă din când am venit din toamnă până s-a votat bugetul, efectiv nu am avut cum face procedura pentru a selecta acest evaluator. Am greșit și am spus licitații să se vândă, din greșeală am spus licitații să dea prin atribuiri directe la fiecare și cei care nu au posibilitatea să găsească o soluție să ieși la fiecare. Trebuie să facem o comisie să vedem exact cum e mai bine și pentru primării și pentru oameni, până la urmă. Suntem aici pentru ei. Dar asta vreau ca să fiu mai concis, am fost puțin blocați din punct de vedere a procedurii, adică de selecție a evaluatorului care trebuie să îndeplinească această formalitate. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Domnul secretar, voiați să... Era problema cu licitația, da? A precizat numai. Am înțeles. Domnul consilier Lucian. Da. Referitor la aceste garaje, după cum știți dumneavoastră, majoritatea nu își mai țin mașinile în garaj. De aceea spune să se facă o inventariere la garajele respective, garajele și așa ocupă o suprafață construită foarte mare. Corect. Eu aș propune să inventăm garajele acestea, să vedem ce suprafață este și eventual să construim anumite blocuri cu spații de parcare. Perfect. Cel puțin nu arată bine cum este acolo. Nu uitați, deja suntem departe, suntem în urmă. Este urât. Nu mai sunt garaje. Nu mai este moda garaje. Asta este problema. Inventariere. Vedem ce suprafață este, discutăm cu proprietarii și eventual să aibă prioritate la închiriere, la vânzare din locurile care se vor construi. S-a reținut. Vom face o comisie. Așa, suprafețele sunt ocupate. Vom face o comisie din care să fie, să facă parte și consilier. Un minut. Mă rog, domnul consilier. Da, eu aș propune să trimiteți o comisie și să trimiteți niște angajați din primărie și, bineînțeles, viceprimarul, tot ce am cu el, că e bun de muncă. Să meargă la Râmnicu Vâlcea, suport eu din indemnizația mea hotelul, mă icazează primarul de acolo cu Teu Bucovineanul nostru, să vă dea cadrul legal, să vedeți dumneavoastră că a demolat 500 de garaje într-un mandat și ce a făcut acolo. Dacă o să vedeți dumneavoastră ce a făcut, sigur că o să vă placă și o să implementați acest sistem și în Rădăuți. Eu vă spun chestia asta că vreau să vă ajut. Eu nu vreau să mai candidez, uite, public, declar că nu vreau să mai fiu primar nicicum. Știu cu ce cât de greu e să fii primar. Trimiteți o delegație cu flutur care e depășit moral. Nu are trendul spre ceva occidental. El este cu ale lui, cu cofler, cu ăia. Nu, angajații din primărie, vreau să vă spun că 80-70% sunt depășiți. Mai puțin secretarul, care e mai în trend și cu tehnica și cu toate. L-aveți pe acel Ergheligiu și cu permisiunea de asta vreau să vă că plec, vreau să plec. Aveți, referitor la angajați, da? Am primit o fințuică comunistă, mi-a aruncat-o peste poartă, pe stil comunist. Pe stil comunist și vreau să o fac publică, un minut, că e foarte interesant ce vă arăt dumneavoastră. Vă rog, domnul consilier, și formă da, dumneavoastră. Cu stil comunist, domnul primar, este scrisul lui HH, da? Domnul, este scrisul lui? Nu accept ca cineva să mă insulte sau să mă jignească în halul ăsta. Și aceasta, cum nu credeți? Nu-i cunosc scrisul. Eu îl cunosc. Domnul tare, dau să cunosc. Uitați, puteți să fac public. Această scrisoare Sigur, trebuie să vă asumați ce urmează să și plec, nu.
Da. Această scrisoare vreau să o fac publică, când mă jignește și mă se adresează la persoana mea. Am fost sunat prin telefon și m-a rugat chiar așa. Zice, cel care a fost în birou unde a fost dumneavoastră, se referă la domnul primar. N-am nimic cu dumneavoastră, să știți. Scrisoarea o fac publică și o să o citiți dumneavoastră dacă vreți. De cu citirea. Hai, citiți-o dumneavoastră. Nu, e la adresa unui consilier. Eu cred, dar vreau să vorbiți exact în numele celui care a scris și nu să nu mă... Eu nu vă citesc public pentru că nu știu... Eu nu vă jignesc că... Domnule, am dat vă citesc. Da, eu vă... De asta ați lucrat vreo 10 ani cu el. Nu vă dau scrisoarea numai dacă spuneți că acest este scrisul lui. Ca lui. Aveți o problemă? Cred că avem expertize în grafologie ca să știm acum ce scrisul. Eu nu fac glume cu dumneavoastră. Eu mi-asum ce spun. Domnul Lăreanu. Eu mi-asum ce spun. Domnul Consilier Cătar, vă rog frumos. Da. Domnul Lăreanu și-a asumat ce spus, vă asumați ce știți. Da, sigur. Citesc aici, cu respect, Chirurghiul Hralambei. Am urmărit parțial ședința Consiliului Local din 22 aprilie 2011 și în concluzie consider că ar trebui să vă fie rușine. Una ziceți, alta faceți. Vă reamintesc cum ați venit la mine la început de an ca un miloc, cerându-vă scuze pentru tot ce mi-a făcut, dar am grijă ce declar în calitate de martor la Curtea de Apel Aureu. Am înțeles. Eu consider... Curtea de Apel Cluj, da. Eu consider că mi-am ținut promisiunile făcute, am frică de Dumnezeu, dar dumneavoastră nu ați, de fapt, nu mă determină să mă solicit o audiență, așa. Să dau, dacă se audă, sigur. De asemenea, mă văd nevoit să caut toate dosarele în care ați fost implicat în perioada mandatului de primar, la care eu am depus mărturie, 20-30 în paranteză. Închid paranteza. Cât despre spațiu, întreb dacă este vorba de spațiu din care dumneavoastră ați vrut să faceți dublu VC, adică grup sanitar, nu? Pentru magazin și fiindcă nu v-a ieșit paciența, începe psicania. Marturi sunt Ciuvotarul Dumitru și Câmpanion. Vă încurcă cumva activitatea notarială la fiicei mele? Știați de ce am făcut? Am fost audiat la parchetul din Baia Mare, parchetul... Aoleu, aici e vorba de bonie. Parchetul din Suceava și parcat, am încheiat. Domnul președinte, am încheiat, poftiți. Da, este adevărat. Eu vă spun altceva. Dumneavoastră, domnilor consilieri, știți că la Rădus nu există primar. Și atât cum n-avem? Păi vă spun eu, există numai în birou. Nu, domnul. Este dispoziții, s-au delegat toate atribuțiunile și toate hârtiile semnează H. Domnul consilier, haideți să încheiem cu lucrurile acestea. Domnul președinte, la început când a intervenit domnul Preda, domnul Tătar v-a amintit că doar la diverse lucruri le-ați discutat. Scrisoarea asta și toate aceste lucruri, probabil la diverse trebuiau discutate. Eu aș vrea să... Corect. Eu aș vrea să intervin într-un mod foarte calm și să vă rog să nu devină această ședință de Consiliu Local care este urmărită de atâta lume un cancan așa și să râdem ca la... mai lipsește să mergem la Parcul Zoo aici. Pe să fie foarte clar, domnul Mura, nu știu ce ați spus dumneavoastră și eu nu asum ceea ce fac alții. În campanie, când am plecat acasă, deci la un moment dat am plecat acasă, nu am mai auzit nimeni de Login, nicăieri. Și Login a mers în viața lui normală, ca oricare dintre noi, a lucrat pe volă, cum se ia de un tătar, a făcut așa, câștiga banii, s-a trezit la ora 5 dimineață, a mâncat ciment pe pâine, da? Și a muncit și a câștigat banii. Nu mai știu nimeni de Login. Login a venit cu amintirea oamenilor ce a făcut în acele 8 luni când am făcut transparență și a venit și a bătut pe toți. Pentru că toți v-ați adunat. E unul singur loc. Da, așa este. S-a fost o luptă extraordinar de mare să nu ajungă Login, să încerce să schimbe acest sistem, care lumea vede, să știți că nu trebuie să iasă la televizor să spună. Așa că nu vreau să se creeze nicio secundă impresia greșită că am nevoie de ajutorul cuiva să mă apere. Nu mă rog decât la bunul Dumnezeu să-mi dea putere și el să mă apere. În rest, nu am nevoie de ajutorul Dumnezeu, ca să știți. Iar domnul Tătar, Nistor,
a pierdut pe mâna lui, pentru că în istorie nu s-a mai văzut să ai un mandat să duci acasă. Știți de ce? A avut tot aparatul în spate și habar nu a avut să-l folosească. Perfect. Da. Aici aveți de fapt. De aici ne trimite semnale pe toate căile, că de-abia așteaptă să ne ocupe. Uite, vă spun, nu o să semnez nimic. Corect. Da? Deci ce este important și așteptați dumneavoastră acolo ca să vă ne gândiți să-i faceți o plângere, nu o să se întâmple. De ce? Pentru că administrativ am tot dreptul, iar eu consider că, așa ca și primar, trebuie să fac demersurile necesare ca în municipiul Rădăuț să ajungă investiții. Și dumneavoastră să le vedeți cu ajutorul dumneavoastră, înțeleg, pentru că vom vota pe Consiliul Local. Este foarte simplu. Dar vă mulțumesc, domnule. Am o rugăminte și nu mai vorbesc. Să aducă administratorul public a orașului, e vorba de administratorul public, oameni buni. Administratorul public are o mare responsabilitate și e un strateg și o strategie asupra publicității, dezvoltare și așa mai departe. Întotdeauna a dus Rădăuțul la subdezvoltarea. Dar asta e altă poveste. Ce te-a durat? Domnul primar, ce vă rog dumneavoastră? Să aveți administratorul public tot timpul la ședință, acolo în dreapta dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul consilier. Haideți să depășim această chestiune, pentru că deja... Vreau să pun și o întrebare de domnul consilier, astăzi spuneați de avertizment. Hai să încheiem această discuție, pentru că deja... Da, deja mergem în altă parte și cred că dacă vă întrebăm la ce punct mai suntem, nu mai știe nimeni la ce punct este. Așa că haideți să trecem la vot. Vedem despre ce este vorba și să discutăm concret pe punctele pe care le avem de discutat astăzi. Nu despre administratorul primăriei, nu despre, nu știu ce, scrisoare. Președinte, ține de dumneavoastră cu control al ședinței. Este adevărat, domnul consilier, dar mi-a cerut permisiunea să citească un document. Corect. Vă mulțumesc. În condițiile acestea, cine este pentru proiectul numărul 14, pe care l-am dezbătut cu scrisoare? Vă mulțumesc. Împotrivă? Vreau să consemnați. Abține. În condițiile acestea, proiectul a trecut. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.858 din 28.04.2021 privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlul gratuit către SC, domnul consilier Olărean, către SC acest ESA Suceava, de trecere subterană pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, pentru branșament rețea alimentare cu apă și racord canalizare a imobilului situat în strada Valea Seacră, numărul 93, corp 1 și numărul 93A, corp 2, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietate SC Best Style Construct SRL. Inițiator, primar Loghin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. Comisia Economică avizează nefavorabil cu mențiunea că, cu mențiunea unui adimembru, că se hotărăște întoarcerea la comisie pentru prezentarea unor documente relevante cu privire la capacitatea rețelelor de indițare ca urmare a realizării acestor racorduri. Comisia de Urbanism. Nefavorabil. Am înțeles. Dacă sunt discuții, vă rog, doamna consilier. Aici eu am primit semnale că pe strada cu din cauza cartierului foarte mare de pe Valea Seacă care s-a construit acolo, canalizarea și apa sunt o problemă gravă. Canalizarea refulează pe partea cealaltă a străzii cu din cauza că seaca nu face față sau, mă rog, tehnic, nu știu să vă spun exact. Eu zic că a trebuit căutate niște soluții de făcut o altă canalizare sau nu știu, ceva acolo. Nu e în regulă. Capacitatea este mult prea mare față de ceea ce se poate face acolo. Nu știu. Asta... Am înțeles. Alte abordări? Domnul consilier Olărean? Da, și eu sunt de acord cu ce spune doamna consilieră Irene. Întrucât acel investitor vrea să-și facă o canalizare, poate să-și suporte și să vină cu o dimensiune necesară, să nu se înțepe și să aveți un blocaj acolo. Eu nu voi vota acest proiect pe acest motiv. Să-și facă investiția care merită și să-și facă și raporturile și... Mulțumesc că am înțeles punctul dumneavoastră, dacă sunt și alte... În Comisia de Urbanism mai vreau, nu știu. Dacă strada Putnic face față... Dacă strada Putnei nu face față care de 400, vă dați seama că Valea Seacă e 250, nici atunci. 200. Sau 200, nu o să facă față niciun vreo.
Ce soluții ar fi pentru investitori? Exact, acordul în strada Putnei. Dar pe unde care traseu? Strada Putnei, care terenul era în fața lui investitorilor, vă rog pe domnul consilier. Domnul consilier, vă rog, luați cuvântul. De ce facem noi concluzia în urma unei sesizări telefonice că acea conductă nu face față sau face față? Luați avizul de la CET, cereți solicitări de la persoanele calificate, ne dăm noi cu părerea dacă un cartier poate fi branșat, dacă nu. Dar în primul rând este aici domnul Cotos, reprezentantul firmei și ar trebui să explice felul în care s-a făcut acordul, banii care i-a plătit în cartier ca și investiții, să ne explice cum stă situația din punct de vedere legal și pe hârtie. Când ne dăm cu părerea, asta e altă poveste. Doamna Irine, vă rog. Nu, trebuie să spun ceva. Nu este în urma unui telefon. Este în urma acelora care stau pe strada Putnei și care reclamează cu partea cealaltă. Toată partea aia. Sunt sesizări o grămadă, deci nu... Întrebarea mea este dacă pe Putnei nu se poate. Pe Valea Seacă nu se poate. Eu, din ce am înțeles, între distanța care este raportul ăla de 200 cu spate de 100, ar fi vreo 70 de metri. La urma urmei... Dar asta e o zonă asfaltată, nu? Da, sigur. Păi și ce faci? Să nu... Asfaltul e garanție acolo. Acolo e în garanție și dacă ai băgat asta, e pierdut garanția, nu? O secundă s-a anunțat domnul consilier. Eu, ca să scurtăm problema asta, are dreptate domnul Nicolau, chiar dacă nu îi dau tot timpul dreptate. Acum, să vină un specialist să analizeze și pe investitorul trebuie să-l protejăm. Amendamentul meu este de întoarcere la comisia acest proiect și să veniți cu specialiștii și am dat și pită, dacă el e în domeniul specialist aici și chiar... Consider foarte pertinent. Supunem și să vină... Haideți să-l lăsăm și pe domnul. Da, da, să-l lăsăm. Da, da, vreau să-l întreb pe domnul Tătar, de ce nu continua cu țavă de censură corect în continuare? Că domnul, jumătate de stradă au avut 250 de metri, de stradă au fost 500 de țeava de 500 și 250 de metri a spus țeava de 250. De ce ați făcut lucrul ăsta? Că am bugetat 2 miliarde acum la 2 ani. Vă spun eu. Nu mai spuneți. Dumneavoastră, știți ce ați făcut? 250 de metri vreți țeavă de 250, vă spun eu. Stau acolo în fața acasă, la mine. După aia, o mers cu țeavă investitorul. Aveai tu casă. Care investitor, domnule? Domnilor, consilier, vorbește tot cu vice primar. Cu țeavă de 250 și doar au continuat. Asta au făcut. Dacă vă ridicați în picioare, vă ascultă, domnule. Deci, vă vorbesc? Vă rog, deci eu vă spun că acolo am avut un proiect. Da. Care a fost proiectul și s-a luat în calcul, nu s-a luat în calcul dezvoltarea blocurilor, nu să știu cât se fac blocuri acolo. Și în mod normal, tehnic, canalizarea mea e telescopic. Nu mere cap coadă cu aceleași dimensiuni. Care canalizarea în funcție de consumatori mere telescopic. Da? Mere telescopic. Asta este realitatea. Și așa a fost făcut proiectul, care proiectul respectiv, noi l-am preluat de la ACET. Când ACET-ul l-avea dimensionat pe fonduri europene. Și l-am luat de la ACET proiectul și l-am făcut investiția. Pentru că acolo nu era. Vedeți că ACET-ul și pe Calea Bucovinei, deci pe Calea Bucovinei, pe Grinilor, au scos proiectele, au scos trăzile la finanțare pentru că nu sunt consumatori. Acolo nu s-au știut și nu s-au luat în calcul viitorii consumatori. Asta a fost problema, nu altceva. Și de asta am zis, haide domnule să dăm la comisie, merge comisia, luăm pe aia de la domnii de la CET, stabilim împreună ce se poate face și doar nu e problemă, că nu trebuie să blocăm oamenii, dar trebuie să vedem o soluție. Da. Și pe Putnii, știți foarte bine, și haideți, uitați-vă în proiect, pe Putnii este prins în etapa a doua reabilitarea rețelei de canalizare. Și vă spun că în calcul de dimensionare la reabilitare care este făcut și se face proiectul acum la etapa a doua, nu sunt prinse blocurile alea. Am înțeles. Domnul consilier Preda, vă rog, pe ați ridicat aia. Nici nu aveau fost să fie prins blocul în condiții care proiectul este fazat și este făcut de câțiva zeci de ani. Ideea e în felul următor. Eu, din ce am înțeles, o parte din acest acord, partea aia care spune și domnul viceprimar că ar fi mai bună, eu am înțeles că este făcută de o altă firmă, nu pe proiectul primăriei. Da? Este făcută de un investitor privat. Însă vă rog frumos, dacă se poate și aveți posibilitatea, să verificați cele pe care ne-am spus și să verificați corelarea
lucrărilor din teren cu factorile care sunt în primărie. Pentru că dacă este ceea ce bănuiesc eu, să știți că este o problemă majoră. Pentru că intră sub incidența tot de finanțări. Vă rog, domnul primar. Da. Ideea este în felul următor. Asta trebuie să ne asumăm cu toții, că mai fost consilieri prin Consiliul Local. Domnule, eu am recurs la metoda asta și am invitat toți constructori și toți proiectanții, împreună cu urbanism. I-am chemat la primării, i-am anunțat frumos că urmează Pugul, care e mai greu de realizat, dar mai repede Puzul pe zonă centrală. Adică să facem cu o transparență, să venim și în ajutorul lor. Pentru că nimeni nu întreabă pe nimeni să fac proiecte fără să întrebi dezvoltatorii. Că nu era greu de pus o întrebare până la urmă, domnule, aveți de gând să construiți în zona aia? Măcar o întrebare să pui, o consultare. Așa că pe viitor, am și discutat, am și făcut un grup cu direcția tehnică, cu toți constructorii și proiectanții. Când apare o problemă, un semn de întrebare, să scrii pe acel grup și să venim în ajutorul lor și ei implicit în ajutorul nostru, ca să nu luăm decizii greșite. Pentru că dacă se făcea canalizarea mai mare, într-adevăr, probabil că nu era o problemă. Dar noi acum ce avem de făcut? Pentru că noi nu este așa de simplu doar să spui, domnule, gata, noi mai faci, la ei nenorocită și de acolo noi așteptăm taxe și impozite. Mergem la fața locului, dar trebuie să găsim și o soluție să-i ajutăm, pentru că s-au trezit cu niște calcule de proiecte pe alte zone și spui, domnule, iar nu convine, chiar ceva nu se întâmplă. Adică trebuie să existe o colaborare între noi și noi o... Atâta vreau să spun, nu știu, poate ar trebui reîntors la comisie, dar trebuie în același timp să-i dăm o soluție, pentru că timpul trece și după comisie. După comisie. Da. Deoarece în sală este și investitorul, vă rog să... Bună ziua! Dacă apa cu canalul, într-adevăr, e 250 acolo, eu când am tras o parte, pe cheltuia la mea, când am făcut primul lucru. Nu s-aude? Acum. Timp proiect, am cu factură, cu firma care am făcut acolo. După aia avem prelungirea, acum nu mai știu acolo cu s-o prelungirea, tot 250 parte s-a prelungit. Sunt sate care merg pe 200, adică sunt sate făcute actual, acum, pe fonduri europene, și merg pe 200, adică aici poți merg pe 200, o sală nu poate pe 250. Ok, eu când am cerut aici certificat de urbanism pentru branșament la apă canal, l-am. De la ce favorabil, am cu traseu, cu tot. Mi s-au scris niște avize și HCL, nu înțeles, da. Deci toate avizele le-am conform, HCL nu. Adică, ok, mergi să treacă de comisia tehnică, să vin încă o dată acetă să calculeze sau nu știu. De că eu ce fac acum acolo? Am primit autorizația, am terminat și nu se poate. Absolut. După ce-s gata. Am să vă rog frumos, dacă se poate spuneți la dispoziție facturi de care ați spus că ați realizat investiția de raport la canal din canalizare la... Da, a fost la primul lucru pe ceva puțin ani. Vă rog frumos, dacă aveți posibilitatea să spuneți la dispoziție acum. Vă mulțumesc. Da, atunci ce e făcut? Dar și comisia tehnică, atunci ați venit la CET și să vină în teren sau iau proiect acolo. Nu este proiectant care a făcut proiect acolo pe care se acolo, mă gândesc. A fost o... Deci, este raportul la blocuri sau la... Este raportul la blocuri din rețeaua care a făcut-o eu, nu știu, vremea. Proiectul ăsta este pentru vile sau pentru blocuri? Asta e pentru vile. Pentru vile. Pentru ce? Da, șase duplexe. Nu cred că nu duce o țeapă de 20 în leți, în care sunt sati întregi care merg pe 200. Nu știu. Totuși trebuie echilibrat. Aia, dar e vorba de duplex. Acum, dacă vorbim de blocurile care o să se facă acolo, nu poți să știu cât o să se facă, din cauza că... Dacă eu am discutat atunci când am avut și eu atunci, când am avut discuțiile, aia o să fie în strada Pugă, în direct. Undeva o să ies în bani în strada Pugă. Eu nu am căderi în partea asta. Da, dar alea până se facă, alea o să dureze. Astea sunt gata, deci trebuie să facă. Dar spuneți-mi dacă, ok, acolo spuneți că sunt vreo 3 sau 5 metri de asfalt. Ok, o să poate trece subteran, dar dacă nu, să trec în partea asta la altă, pe domeniul privat, care este un metru din canal. Poate trece și subteran, adică nu se sparge asfaltul, dar vede, asta este o problemă. Și să merge în spate după asfalt, deci să acolo, ca să subteran, este prundiș. Să trecem și cu gazul recent acolo, deci... Na, infrastructura aia, până în Valea Seacă, ar trebui măcar acum, dacă tot este ocazia asta să fac eu, tot zic până în capăt, poate mai sunt acolo locatari care să mai ceară, să mai fie nevoie, de apă și canal. Adică îl blocăm acolo când nu mai este, nu se mai scoate. Ok, mergem pe comisia tehnică, vedem dacă se poate, cu ce abilitați în domeniul să... Pentru... Să spună dacă se poate sau nu se poate racorda și dacă ei spun că e ok. Eu nu cred că nu duci o țeavă de 250 încă 6 case. Deci nu există. Acum, dacă este o problemă să nu se spargă asfaltul, să caută soluții. Bine. Noi am reținut punctul dumneavoastră de vedere care este mai mult decât pertinent. De ce? Deoarece este mai mult decât pertinent. Adică corect. Incă.
Nu, nu, pertinent am spus. Pertinent. Dar pentru că nu s-a ajuns la o concluzie în ședință și a fost un amendament pentru trimiterea acestui proiect la comisie, pentru a mai fi analizat... N-am nicio problemă. Supun acest amendament, să vedem dacă va trece sau nu, și dacă va intra la comisie din nou pentru a fi analizat, poate în proiectul următor a să găsim o soluție viabilă. Dar pentru început, haideți să vedem cine este de acord cu... Și numai puțin completez amendamentul care l-am propus. Să vină o firmă externă care să caute un preț cât de cât rezonabil, să facă un studiu asupra facții tehnice, să nu fie nici acet, nici comunale, nici domn tătar, nici domnul Jecal. Să vină cineva din Suceava. Să știți că sunt firme din Suceava care vine și ne aduce un raport corect. Dacă instalația respectivă permite sau nu permite. Am spus, dacă vreți, vin la ajutor tehnic. E un pic. Vă rog, dați. Vă mulțumesc. Da. Propunem... O secundă, vorbim pe rând. Da. Această expertiză să fie complet făcută inclusiv cu strada Putnei, nu numai de pe o străduță care vine pe strada Valea Seacă. Adică să fie pe total, că degeaba facem doar pe o străduță. Străduța aia va avea cădere. Mai departe? Evident că amendamentul va fi în condițiile legii. Știți, adică trebuie făcut un ansamblu mai mare de expertiză, că așa... Absolut. Bine. Pentru început, pentru că avem un amendament, îl supun. Domnul Martineș, e alt amendament, poate, dacă vreau. Propunere. Domnul președinte. Bună ziua. Eu chiar locuiesc acolo pe Valea Seacă, la numărul 73, și dacă tot mergem pe partea de expertiză, vis-a-vis de apă, haideți să facem o expertiză și vis-a-vis de apă să le construiască acolo. Fiecare bloc are 8 apartamente. 16 blocuri, ori 8 apartamente, înseamnă 148 de apartamente. Dacă fiecare are doar o mașină, asta înseamnă că toată lumea se iese doar prin Valea Seacă dimineața să-l ducă la ora 8 copilul la școală, va deveni o problemă imensă acolo, de trafic. Deci trebuie să analizăm din toate punctele de vedere cine a acordat uzul domnul Tătare la primar în momentul respectiv, pentru zona respectivă și pentru construcția acolo, trebuie să analizeze foarte bine și impactul zonei. Deci nu s-a ținut cont de nimic la momentul respectiv. Cu o ieșire, poate, alternativă în Putnei, cu o ieșire pe Horodnicului, nu știu. Dar dacă tot facem astfel de expertize, haideți să facem cum trebuie ca plan. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Dacă o secundă. Vă rog, vă să mai completați ceva. Da, eu am cerut pentru... Am cerut aici, în Comisia de Urbanism, îngrașament apă canal la duplexuri. S-a aprobat sau nu s-a aprobat? Acum, dacă începem, dezvoltăm subiectul, se poate ajunge. Mai sunt terenuri acolo, se pot construi și în 10 ani pot să fie... Este adevărat, dar dacă nu luăm în calcul ce va fi și pe viitor, s-ar putea să ajungem din nou în situația aceasta. Dar orașul, știți pe ce, Țeavă, este branșat ca Nangadi, deci tot orașul, ce Țeavă, 400-600 maxim, dar e un oraș. 200 în stradă, hai să fim serioși. Așteptăm toate părerile, nu? Supun amendamentul la vot. Amendamentul domnului consilier Olarea. Propunerea de amendament a domnului consilier Olarea. Cine este pentru? Da, întoarcere la comisie. Cine este pentru? Pe cine este pentru numărăm, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Cine este împotrivă? 1. Cine se abține? 1, 2, 3. Cu o majoritate de voturi, amendamentul este din... Totuși, consilierii trebuie să voteze. Avem așa doar 12 plus 4, 16. Sunt consilieri care nu știu... Și împotriva ați avut. Avem, 3. Da, am numărat 3 și cu 1, 4 și cu 12... Reluăm procedura, vă rog. Vă rog. Cine este pentru trimiterea proiectului la comisie? Rămâneți cum le-a spus până termenul de numărat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Așa. Cine este împotrivă? 1. Și abține? 3. Da. În aceste condiții, majoritatea consilierilor locali au decis retrimiterea proiectului în comisie. 16. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.000
862 din 7-5-2021 privind completarea listei solicitanților persoane fizice eligibile pentru obținerea atestatului autorizației de administrator de condomenii din municipiul Rădăuș, județul Suceava, aprobată prin HCL 293 din 23-12-2019, completată prin HCL numărul 16 din 30-1-2020. Inițiator, primar Loghen Bogdan Andrei. Se solicită, se solicită aviz de la Comisia de Administrație Publică. Administrația Publică, Comisia de Administrație Publică avizează acest proiect. Discuții? Vă rog, domnul consilier Simona. Dacă avea o întrebare, dacă persoana respectivă a făcut cursul de administrată pe noua lege, Da, domnul consilier, are aceste cursuri. Comisia de cadru primărie a analizat și a avizat. Ok. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu abținere. Și restul voturilor pentru proiectul a trecut. Și domnul Preda nu a participat. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98.890 din 13.05.2021 privind aprobarea repartizării spre închiriere a unei locuințe sociale situate în municipiul Rădăuș, strada Piața Unirii, bloc 44, scara B, apartament 21, aflată în proprietatea municipiului Rădăuț. Inițiator, primar Loghen Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. Aviz favorabil. Și Comisia de Învățământ. Comisia de Învățământ avizează favorabil. Discuții pe, acest proiect. Vă rog, domnul consilier Olarea. Sigur că l-aș întreba pe domnul primar că când am văzut în lista de buget aprobată în luna martie, n-am văzut nicio sumă pentru locuințe sociale. Este 3 miliarde. 3 miliarde. 300 de mii de lei pentru? Pentru reparații, pentru tot felul. Pentru? Reparații și tot felul. Utilități pentru. Da. Nu, m-aș fi așteptat să alocați o sumă mai mare pentru a termina blocul de pe Frânce. Că acum se poate. Înainte nu se putea, că spunea că se duc romii către domnul fostul primar. Acum e în regulă. Terminați acel bloc, cred că ar fi bine, că sunt foarte multe solicitări pe partea asta de locuințe sociale și mai mult de atâta, ar fi bine să mergeți la minister, că aveți guvernul dumneavoastră și partidul dumneavoastră deține guvernul și tot ce trebuie, ministere, să aduceți bani pentru locuințe sociale, că vă spun sincer că încă se dau bani pentru locuințe sociale. Aveți programele alea cu romii, domnul? Da. Faceți și pentru rom, faceți o mare problemă avem în municipiul Rădăuț cu locuințele sociale. De aceea vă spun, când se va duce domnul viceprimar la Râmnicu cu Vâlcea, va vedea și această situație, cum a rezolvat-o domnul Buteau. Da. Trebuie să uităm în am răspuns, nu? Da, vă rog. Lucrăm intens pentru deblocarea axei 13, cum am spus, și acolo sunt două blocuri sociale, pe strada 1 Mai acolo. La fel, prin GAL, sunt alte locuințe sociale. Deci, în momentul respectiv, se va relaxa din acest punct de vedere situația locuințelor sociale care arată și știți foarte bine cu toții situația în care se află. Două blocuri, deci cum este acela care este existent acum, lângă două piața numărul 13, da. După care, prin GAL, la fel, alte locuințe sociale, pentru că tot s-a spus, nu cred atât am prin GAL, nu prin bugetul local. Păi da, prin bugetul local noi nu avem cum să alocăm sumele să facem acel bloc de pe Frânge. Ba mai mult, există un proiect și o veni și în fața dumneavoastră, cu acel bloc, cu acel schelet de bloc de pe strada Frâncei, unde îmi doresc foarte mult ca să mai modificăm un pic din proiect, să fie puțin mai mare la parter și acolo să fie centru unic de plată al municipiului Rădăuți. Deci, centru unic de plată al Rădăuți, birou unic de plată, da, exact. Da, și acolo, da, haide să păstrăm o notă de așa. Da? Deci acolo se poate plăti tot, și buletinele, pașapoartele, utilitățile, tot ce dorim să putem plăti acolo, după modelul de la Oradea. La etajul la demisol să fie arhiva, la etajul 1 să fie sătucălepul, la etajul 2 să fie direcția de asistență socială cu birouri, pentru că azilul este de bătrâni este în spate, iar la ultimul etaj să fie sediul poliției locale. Și atunci facem o parcare foarte mare, lăsăm civilizat prin SMS parcarea, ne facem, rezolvăm problemele. Ați mai spus acest lucru.
Da, da, dar trebuie să ne dați un pic de termen, pentru că suntem de pe în primul mandat. Adică cât mi-aș dori de mult. Dar vreți două mandate? Da. Vreau unul și bun. Vă dau trei. Vă mulțumesc. Primul mandat. Stimați colegi, dacă sunt alte abordări, dacă nu trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a trecut. 18. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.888 din 13.05.2021 privind repartizarea în regim de închiriere a locuinței ANL situată în strada Calea Bucovinei, numărul 42, bloc B1, apartament 9, municipiul Rădăuți. Inițiator primar Longhin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Învățământ. Comisia de Învățământ avizează de asemenea favorabil. Discuții. Domnul consilier Jecalo. Da, dacă îmi permiteți, aici aș avea o problemă referitoare la locuințele ANL. Către SC Servicii Comunale există o datorie de 134.000 de lei la blocurile ANL. Domnule primar, vă rog să mă ajutați cu departamentul de specialitate, datoriile sunt mai vechi. Tot noi în ultimii ani am aprobat toate, nu cred că a existat vreun proiect să nu treacă la aceste blocuri ANL. Însă mulți dintre acești chiriași nu își plătesc întreținerea, deci către SC Servicii Comunale există o datorie de 134.000 de lei. Am înțeles. Vă mulțumim. Domnul consilier Olărean, ridicați mâna dacă... Da, eu cred că nu, n-ar fi bine să-l trimiteți domnul Jecalu pe domnul Pumac să vă încaseze acolo banii de la ANL-uri. El trebuie să meargă personal, nu? Sau să-și trimite oameni să încaseze. Eu nu mi-a răspuns, domnul primar, nu mi-ați răspuns dacă o să faceți demersuri pentru locuințe sociale la minister. Am înțeles că ați depus proiectul pe gal. Același lucru, proiectul și programul cu construcția blocurilor la ANL nu este închis. Se construiesc în România blocuri ANL. Trebuie să căutați să vindeți, să deschideți o procedură, este procedura legală, numai dumneavoastră trebuie să o susțineți, să-i determinați sau să-i informați pe cei care stau în chirie cu 50 de lei cu chirie modică să-și cumpere acele apartamente, iar cu banii respectivi să întorc din nou către Agenția Națională de Locuințe ANL-ul, presupun așa, și o să vă dea aprobare să mai construiți în municipiul Rădăuți blocuri ANL. Sigur că sunt datorii și normal că am trecut printr-o pandemie, am trecut prin greu și aia, oamenii respectiv probabil nici nu lucrează, nici n-au servicii. Căutați dumneavoastră să-i reduceți cum i-a redus domnul Tătar în 2018, nu? Sau când a fost 2016, i-a redus, i-a șters pe toți care aveau datorii în municipiul Rădăuți la întreținere și atunci era campanie, iar după 3 luni i-a repus din nou pe toți. A spus că s-a defectat softul la calculator. Căutați și dumneavoastră să jonglați puțin ca să vă faceți o leacă de nume, că sunteți nou acum la comunale și am înțeles că v-ați cam angajat neamurile pe acolo și ați făcut o leacă de ordine. Vă mulțumesc foarte mult! Probabil că domnul primar nu-i funcționează softul. Eu nu am, domnul Olărean, pentru că eu n-am șters pe nimeni la datorii. Poate cam... cu condiția să achite debitul, am scutit de penalități, asta e altceva. Deci n-am șters pe nimeni niciodată, nici n-am pus pe calculator, nici în campanie, nici în afară campanie, așa ceva. Doi, vreau să vă spun că la blocurile ANL, domnul primar, dumneavoastră Olăreanu, i-ați băgat pe toți nevoiași acolo. Cu toate că legea scrie foarte clar că blocurile ANL sunt date la cei care au venituri. Și cei care trebuie să-și plătească întreținerea, clar, deci scrie în lege treaba asta. Într-adevăr, acum cu pandemia, e o problemă. O problemă că nu numai în servicii comunale, aceleași probleme are și acetul, aceleași probleme are și EON-ul. Pe situația stării de urgență nu poți să intri la om, să-l forțezi, nici să întrerupi serviciile. Probabil că după ce vor trece starea asta de urgență, probabil că s-or treze unii cu mari surprize. De exemplu, eu am vorbit cu cei de la EON, abia așteaptă ca să se termine treaba asta, să înceapă întreruperile. Deci nu o să meargă la infinit, pentru că și toate societățile trebuie să-ți plătească la rândul lor alte, de exemplu, servicii comunale, gazul, EON-ul, curentul și tot absolut. De asta vă spun. Nu, eu n-am acces pe inimii, asta am vrut să vă spun. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna consiliera Irine, vă rog.
Se face referire la pandemie și că e greu pentru unele persoane. Nu e greu pentru unele persoane, este greu pentru toată lumea. Eu consider că cine nu își îndeplinește datoriile și nu își plătește taxele acolo, pot primi o somație și să-l libereze. Sunt alți doritori care vor să ia închirie blocuri de la NLE. Cine nu își permite să nu stea acolo. Vă mulțumim. Domnul consilier Preda? Da, în același spirit cu doamna Irini, vreau să-i propun tot domnului primar Popdunea lui Madresez să se realizeze un regulament de ordine interioară pentru locuințele sociale și pentru locuințele ANL. Un regulament care să fie foarte bine gândit, pentru că ei, persoanele astea trebuie să ajutate să-și depășească situația în care se află, nu se complacă în ea. Chiria este ieftină, așteptăm locuința să ne modernizeze primăria și tot așa, uite, trecem pe o lună pe alta, ar trebui acolo introdus anumite condiții, cum sunt chiar și cerite la gal, prin care beneficiarul trebuie să aibă un loc de muncă pe perioadă nedeterminată, măcar în primele 3 luni de zile din momentul în care a intrat în locuința socială, să-și modernizeze singur locuința socială, să o, dacă o stricat-o, să o iei și să o repare, pentru că asta în continuu grevează bugetul primăriei municipiului Dolj. Și am văzut la rectificarea bugetară că totuși sunt câțiva bănuți, adică cam o jumătate de kilometru de asfalt sunt pentru modernizarea locuințelor sociale. Iar ca răspuns pentru domnul Lărean, cred că sunt peste 100 de locuințe sociale în total care urmează să construiască atât pe Gal cât și pe Axa 13. Deci... Ne prind eu? Na, acum, dacă nu trăiți... E bine, domnul, doar că știți cum e. Da, da, da. Nu o face referire, da. Facem grup din asta. Bine. Pentru că ordinele se încheie aici. Vă mulțumesc. Domnilor consilieri, supunem la vot proiectul 18, domnul consilier Preda. Cine este pentru? Împotrivă? Eu sunt împotrivă că doamna familia Vitră să dea o locuință socială, nu ANL. Când o să intre iară, nu o să plătească la domnul Șecanul. Nu, nu este aici, aici trebuie să se intervine. Dar să terminăm procedura de vot. Abține? Împotrivă. Am înregistrat. Abține? 18 voturi pentru și un vot împotrivă, proiectul a trecut. Vă rog, domnul primar, aveați... Nu cred că e regulă, domnul consilier, da, să spunem. Chiar am văzut, este urmărită, persoana respectivă am urmărit-o în timp, este extraordinar de harnic, omul respectiv, social. Fără abateri, fără nimic. Adică, nici nu putem spune, adică... Eu n-am spus că nu e ok, domnul. Toți oameni sunt ok. Haideți să depășim acest moment, că deja... Proiectul 19. Sunt probleme la procesul verbal. S-a votat, domnul consilierul Lărean, s-a votat numărul 19, proiectul care nu prevedea pe... Nu, proiectul 18. 18 care nu era detectat la doamna Litre. Doamna Litre era la 17, unde ați votat. Domnul președinte, schimba tableta. Dar nu eu am dat tableta ca să schimb. Și ciurul curnează aici. Eu v-am dat tableta. Reducere, de la reducere. Rămâne cum ați votat, cred că, nu? Da, da, împotrivă. Și acum la proiectul 19, sper că nu v-ați autopronunțat, dar antepronunțat. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.776 din 8.4.2021 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Rădăuț care să facă parte din Comisia de Vânzare prin licitație publică a imobililor aparținând domeniului privat al Municipiului Rădăuț. Inițiator primarul Loghin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la Comisia de Administrație Publică, iar Comisia de Administrație Publică a avizat acest proiect. Dacă sunt discuții... Eu. Vă rog. Îl propun pe domnul Lărean Aurel în comisie. Eu refuz. La întrebare. Dar nu este propun în comisia? Ce anume? Păi acum facem comisia. Ce să mai vândați? Da, pot să fac o precizare. Vă rog, domnul consilier, domnul secretar. Deci, la data de față există o comisie constituită și cu supleanță. Eu trebuie să rămân la aceeași comisie. Și o comisie de contestație cu supleanță. Conform noului regulament modificat, nu mai există comisie de contestație. Contestația o rezolvă primarul prin aparatul de specialitate. Așa a venit propunerea și de la ANAF. Ei nu și-au trimis reprezentanți în comisie de contestație, că nu este corect în comisie de contestație. Astfel încât, dacă conveniți, poate rămâne aceeași comisie. Îi dau citire acum. Deci, la comisia de vânzare, titulari, Tiron, Tătar, Chiforiu, iar ca și supleanți, Olărean Aurel, Mitrofan Ionel, Vasilovski Iulian.
Dacă vor să rămână, este vreun coleg care nu dorește să rămână în această comisie? Eu am dorit să renunț, că am foarte mult timp. Nu mai activ fizic. Dacă ar putea să fie altcineva? Păi, un supliant. Un supliant, nu. Nu dau un supliant cu comisia de supliant. Eu nu știu să rămân comisia de supliant. Dar nu a fost ceva niciodată, ce supliant sunt? Tocmai pentru că au fost titulare prezență. Dacă te dați să vorbește, vin eu. Da. Propun să vină domnul Epinegiu la ședințele astea. Domnul consilier Romlăre. Deci eu am stat în public. Da, dar nu face parte cu consilierul Romlăre. Domnul Crieta. Da, aici apare. E Epinegiu? Da, am mai fost. Eu propun să fii hipotetic că nu nimai cu. Da. Dacă nu mai de acord, cine susține propunerea domnului? Domnul Preda să rămână? Da. În locul domnului. Vă rog, comisia nu... Rămâne în același format. Supun la vot proiectul cu modificarea pe care am făcut-o acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Proiectul 20. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.916 din 25.05.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, recompartimentare, grupuri sanitare, sală de sport la Colegiul Național de Eudoxiu Hurmuzache, Rădăuți. Inițiator, primar Login Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. Comisia Economică vizează favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Discuții. Domnul consilier Preda? Vreau să fac un amendament privind diminuarea cu 50% a acestei valori. Consider că este foarte mare. Mulțumesc. Ca să diminuiești, vă faci din calcul, așa din... Motivează, domnul. Motivează foarte clar. Are 56 de metri. Da, dar sunt 20 de metri pătrați și 54 de metri. Motivează. Nu vreau să motivez. Am propus dacă se votează bine, dacă nu mai are... Dacă nu-i motivare... Așa nu mă... Trebuie să vă băteze și altă tardă, vă dați să-i motivați. Deci, cred că... Cu 56 de mult. Deci, 20 metri pătrați. Și 54 analize acolo. Deci, eu vă spun din experiență, atunci din experiența mea, vă spun în felul următor. O construcție s-o face de la capăt. O construcție s-o face de la zero. O construcție s-o face de la zero. Este 550 de euro metru pătrat. Asta este pentru... Stimați, colegi! 500. Domnul consilier, propunerea noastră de amendament, o spunem la vot, dacă colegii sunt de acord, bine, dacă nu... Dar consider că este un pic cam mult. Sunt 20 de metri pătrați și 12.000 de euro. Dar acolo a fost... O secundă, dar acolo a fost... A fost o altă calculație, domnul consilier. Și asta nu înseamnă că suma trebuie să rămână în urma unui procedat sau credință. Considerați sau să scadă. Suma poate fi mai mică. Deci, stimați colegi, supun la vot amendamentul domnului consilier Preda. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Toți aici. Amendamentul nu a trecut. În condițiile acestea, supun proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Preda, acum ați votat proiectul? Împotrivă. Deci cu 18 voturi pentru și unul împotrivă. 17. Cu 17 voturi pentru, unul împotrivă și o abținere, proiectul a trecut. Proiectul 21. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.914 din 25.05.2021 privind repartizarea în regim de închiriere a locuinței ANL situată în strada Gării numărul 4, bloc A, apartament 12, municipiul Rădăuți. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Învățământ. Comisia de Învățământ avizează de asemenea favorabil. Dacă sunt discuții pe baza acestui proiect, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 voturi pentru și o abținere. Proiectul a trecut.
Proiectul numărul 22. Proiect de hotărâre de modificare și completare a HCL numărul 143 din 30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare corp-clădire din strada Ștefan cel Mare, numărul 53, municipiul Rădăuș, județul Suceava, modificată și completată prin HCL numărul 238 din 26.11.2020. Nu văd ce comisie. Comisia economică a disfavorabil. Comisia economică. Comisia de urbanism. Dacă sunt discuții. Îmi puteți spune ce suprafață este, sau poate să spun ceva, ce suprafață are acest imobil? E plicul imobilului, e strada Cărbă. E strada Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare. Cu la fosta Policlinică, nu? Da, da, da. E ăla care s-a început... Cu acolo aproape, poate să-l măsoare. De ce? Așa mă place de când sunteți la pensie să faceți... Domnul consilier Preda, vă rog frumos. La vot. Să punem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Abținere. 18 voturi pentru și o abținere. Proiectul a trecut. Dau cuvântul domnului secretar pentru rubrica diversă. Nu mai este proiect suplimentat. La ce este? Proiectul de pe Ștefan cel Mare. Păi asta l-a votat la public. Ce spate? La rubrica diverse, la punctul 1... Stimați colegi, dacă se poate face liniște puțin. Ne. Deci, la rubrica diverse, la punctul 1, adresa instituției prefectului, Universul Suceava, numărul 3991/10/2 din 14-a 4-a, înregistrată la primăria Rădăuț, sub numărul 6858 din 19-a 4-a 2021. Este vorba de avizul de legalitate dat pe hotărârile 27-38 din 25-a 2-a 2021. Mi se spune că referitor la hotărârile 27-30-32-38 nu s-a formulat acțiune contencioasă administrativ. Referitor la hotărârea 31, mi se comunică următoare. Extrasul de carte funciară nu conține determinarea suprafeței. Planul de plasament de limitare nu este realizat de UCPI. Se dă extras din lege. Procesul verbal întocmit de Comisia de Inventariere nu este lămuritor și concludent cu privire la faptul că această suprafață nu a fost solicitată la retrocedare sau nu face obiectul unui litigiu. Am solicitat din acest punct de vedere și punctul de vedere de la compartimentul de specialitate, adică la compartimentul oficial, domnul Caciu Marius ne-a dat explicația necesară pe care le vom înainta instituției prefectului. La data de față există planul cu suprafața înscrisă în evidențele OCPI. Nu avea cum să fie la data aprobării hotărârii, fiindcă era sub formă de proiect. Și privire la faptul dacă terenul a fost solicitat pentru reconstituirea dreptului de proprietate, sau dacă există vreo litigiu, era specificat în cadrul și în cadrul raportului de specialitate al compartimentului interesor. S-a făcut cea cu precizări că nu existau cereri de reconstituire. La punctul 2 de la diverse, la fel adresa instituției prefectului. La punctul 2 de la diverse, adresa instituției prefectului, numărul 5387 din 19-a 4-a, 2021, înregistrată la primăria municipiului Rădăuț, sub numărul 7083 din 22-a 4-a 2021. Cu privire la hotărârea adoptată în data de 18-a 3-a 2021, instituția prefectului ne face cunoscut faptul că nu s-a formulat acțiune contencioasă administrativă. La punctul 3, la fel adresa instituției prefectului, numărul 6217/10/2 din 20-a 4-a 2021, înregistrată la primăria municipiului Rădăuț, sub numărul
7179 din 23.04.2021. Instituția Prefect ne face cunoscut punctul de vedere cu privire la hotărârile 40-41, adoptate în ședința din 29.03, și anume că nu s-a formulat acțiune contencioasă administrativ. La punctul 4, adresa instituției prefectului numărul 6753/10/2 din 5.05.2021, înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Rădău sub numărul 8015 din 11.05.2021. Și la punctul 4. Punctul de vedere a instituției prefectului cu privire la hotărârile adoptate în ședința din 31.03.2021, numărul de la numărul 42 la numărul 68. Privire la hotărârile de la 42 la 50, 53 la 60, 62 la 68, nu s-a formulat acțiune contencioasă administrativă. Referitor la hotărârile numărul 44 și 45, ni se face cunoscut să avem în vedere următoarele, și anume prevederea articolului 4 din normele tehnice de întocmire a inventarului bunurilor din domeniul public-privat al OAT-urilor. Există un format standard al anexei, pe viitor vom respecta acel format de curând. Așa cum rezultă din prevederea actului normativ sus menționat, pentru domeniul privat se menționează actul juridic prin care bunul respectiv a fost dobândit în proprietatea privată a unității administrative teritoriale. Totodată se va menționa numărul de carte muncială, precum și imobilul avizat. Am dat prin notă internă ca pe viitor proiecte de hotărâre și hotărâre de acest gen să respecte acea anexă nou introdusă. Referitor la hotărârea numărul 51, mi se atrage atenția că terminologia folosită de legiuitor în cod administrativ este darea în folosință gratuită. Hotărârea 51 este cu privire la terenul dat în folosință gratuită către Biserica Sfânta Parascheva. Și ne se fac prevederi din codul administrativ. Am solicitat punct de vedere de la compartimentul de resort de cadru primăriei. Avem și punctul de vedere trimis de domnul Silviu Orsescu. Aici este o vorba de o prevedere în codul administrativ care spune că terenul se dă în folosință gratuită, dar în același timp codul civil reglementează forma în care se încheie, forma contractuală privind darea în folosință gratuită, și anume împrumutul spre folosință. Noi acest contract l-am respectat. Și e ok sau nu e ok? Și este ok. Da, bun. La hotărârea numărul 52, este cu privire la hotărârea prin care s-a mărit spațiul către Asociația GAL, dacă mă știu, sau s-a reprimentat ceva cu privire la spațiu. Aceeași prevedere cu privire la darea în folosință gratuită. Deci există formulată punctul de vedere din cadrul din partea compartimentului de resort și sunt și eu de acord cu acel punct de vedere. E ok? Da. Cu galul? Era ca la fel ca în același tipar, dar în folosință gratuită. Dar ales atât și locuri sociale. Cu atât mai mult la gal, în 2018 s-a dat... Știți răspundă? 5 pic? Cu atât mai mult la gal, există un contract încheiat în această formă pe care avem avizul de legalitate de la instituția privită. Acum doar s-a făcut o modificare cu privire la suprafața spațiului. La suprafață, nu la indemnitate. La punctul numărul 5, de la diverse. Adresa domnului Mitrofan Ionel, consilier local, înregistrată la Consiliul Local Municipiul Rădăuț, numărul 98845/27.04.2021. La punctul 5. O contestat la comisie de etică. O câștigat cu 7-0. Ce vrea? O câștigat cu 7-0. La partid. Adică e rolul ăla. Bine ați câștigat la Corea. La Corea. Da. Comisie de etică, 7-0. Bine ați venit pe club, eu din ianuarie sunt expus. Domnul consilier... Nici o problemă, așteptăm să vedem cum se încheie toată situația. Vă rog, domnul consilier. Da. Domnul secretar. Da, deja rezumatul l-ați primit. Da. Nu-i probleme. Într-adevăr, este vorba de contestația depusă la Comisia de Etică, privire la excludere de partid. Dumneavoastră a spus să nu le mai prezentăm. Eu
Eu chiar aș vrea să faceți un comentariu aici, de a să răspundeți de incompatibilitatea unui consilier și de a să prin legislație, prin lege, aveți obligație. Nu, scuze, cuvântul. Prin lege dumneavoastră trebuie să vegheați asupra compatibilității asupra unui consilier, dacă definește condițiile, prin care trebuie să sezizați prefectul. Dacă un consilier constatați că nu îndeplinește anumite reguli, a zis, m-a schimbat și pe mine cu ăla care mi-a făcut și mie cu mandatul. Mi-a comentat cu mandatul că am... Așa și de asta. Eu nu mă se pare ca domnul Jecanu să aibă și rățurile... Nu, dar nu e problema. Domnul Jecanu e așa, director la școală la Horodnic. Așa este. Este administrator la serici comunali, da? Când definește funcții de director general la serici comunali, pentru că semnează hârtii, dacă semnezi hârtii, deci așa. Dacă semnezi documente cu demite, cu preavize, deci ai funcții de director general, da? Deci, am citit contractul de mandat, da? Nu scrie clinic, s-au luat ieri în vla pe mașina lui serici comunali de la Voloni, de jos, nu găsea școala, ca să iei pe domnul Jecalo de la școală, ca să iei comunali. La ora 1, în vla întrebat de vecini pe acolo. Domnul consilier, cred că nu face. Aici ai dat. Aici ai dat. Când va fi? Aici am dat cuvântul domnului primar. Aici aș vrea să intervin și domnul tatăl consilier. Cred că frustrările ar trebui să lăsăm acasă. Pentru că ce vă spun eu acum, așa, stați-mă să termin. Eu chiar îl felicit pe domnul Jecalu, care, bă, eu știu, și în weekend și în perma, lăsați-mă, nu. Spun, bineînțeles, spun, totdeauna am spus, știți că nu am avut nicio problemă. Deci omul ăsta, eu știu, nici sâmbătă, nici duminică, nu stă acasă. Întotdeauna merge pe domnul și rezolvăm probleme. Ca să nu mai spun ce probleme au găsit și încearcă să le corecteze după atâția ani. Hai să fim serioși. Adică eu sunt tot nu, dar vă rog frumos să vă calmați și lăsați-mă să discut. Da? Pentru că știu mai multe. Știu foarte multe. Stimați colegi, deci să fim civilizați, lăsați domnul primar să vorbească, în urmă, în momentul în care să vin cu acuzii din astea puierile, care știm foarte bine cine și cum au folosit resursele unor instituții, ar trebui să ne fie rușini și să o lăsăm acolo. Dar și nu... deci chiar credeți-mă că nu... Nici măcar să nu încercați, pentru că știu așa. Știi. Deci... Că am văzut eu borduri la firme care încarcă... Da, văzut tot orașul, am înțeles, am făcut și turnul din piesa, da, știu. Ideea este în felul... Ideea este în felul înturării și ce se fie acum pentru asta, da? Deci mă felicitat. Deci domnul Lărean s-a luptat, a făcut, dar Rădăuțul în final a avut de pierdut pentru că a rămas în subdezvoltare din ce văd. Acum toți ne rupem mașinile și vedem că avem asfalt de 45 de ani turnat, acum 45 de ani. Drumul de pământ de 130%. La 20 de km de asfalt în mandatul meu, domnul. Auziți, dumneavoastră știți că aveți o problemă cu cifre și nu le vedeți niciodată. Îți dau pe străzi, da. Mă soare, da. Îți dau și rotă. Domnul Lărean. Nu încurajați. Stai zero de la kilometru aia. Nu încurajați, vă rog frumos. Deci, eu asta vreau să spun. Ai făcut domnule Nemica, ce mai e? Da. Deci eu am încheiat aici, dar eu vreau, știți cum, noi la, după 4 ani de zile vom fi trași la răspundere pentru ce am făcut. Dar nu pot să vin jumătate de ani, să îndrept să vezi toate relele făcute, să încerc să le corectez cu toate, implicații, pentru că știți foarte bine că deranjez foarte multă lume când încep să faci anumite treburi. Și atunci, vă rog eu de suflet, dați-ne, vă rog, voi 4 ani de zile să vedem ce putem face. Da, domnule, după care venim în față noastră și gata. Dumneavoastră ați avut 4 ani de zile, ați condus știi foarte bine, ați condus și spitalul, și primăria, și serviciile comunale. Tot, eu nu conduc nimic. Te oprești în rap, dar nu spune nimic de ce vă schimb acal, să-ți dau voi. Să vă dau voi dumneavoastră că eu sunteți domnul Ochim. Nu, domnule, nu, da, am drept la opinie în consiliul local și în consiliul. Da, nu trebuie să-ți cer voi la dumneavoastră. Dar eu înțeles, dar nu trebuie să vă agitați, nu știu să așa agitați în ultimul timp. Bă, dumneavoastră vă agitați, nu eu. Nu, și luați apărarea domnul Jecalu, că nu știți nici. Da, îmi iau apărarea pentru că știu la ce este supus și știu ce încearcă să facă acolo. Știți care e problema? O angajat una, o fată la centru de încasare, stau 3 pe centru, nici nu-și încasează salariul. Este angajat o persoană care are în subordine doi oameni și o mașină. Domnul consilier, domnul Tatar,
stimați consilier, eu vă rog în felul următor. O persoană, ai doi oameni... Imediat, domnul consilier. Da. Eu cred că ar trebui să închidă... Nu. Îmi permiteți, domnul președinte? Eu cred că fiecare... Termine, domnul primar, și urmă. Eu atâta vreau să vadă foarte clar... Spune că ți-o dată. Domnul vice. Domnul vice. Vă rog frumos. Pentru că se pierde controlul. Eu știu că ne trebuie să se pierde controlul. Eu am spus ce am avut de spus. Fac apel, dacă nu la domnul Tătar, la ceilalți consilieri și la cetățeni, să aibă răbdare. Du-te la parchet, că văd că ai făcut târtii la parchet, ca să urgenteze dosare. Fă-le ca ajută tare și urgenteze. Domnul consilier, deja deviem de la subiect. S-a vorbit despre persoana domnului Jecalo, discutăm despre domnul Jecalo, dar vorbiți de parchet. Exact. Și domnul Tătar, în primul rând vă spun, sunteți în eroare cum ați fost întotdeauna, de aia și pierdut alegeri. Da, atât am avut de spus. Sunteți în eroare. Vrei să spui că n-ai făcut râpii la parchet ca să... Vă mulțumesc, domnule primar. Vă mulțumesc, domnule primar. Domnul consilier Tătar, vă rog să așteptăm dreptul la replică. Domnul consilier Jecalo, pentru că a fost rostit numele dumneavoastră, vă rog, punctul dumneavoastră de vedere. Da, dacă îmi permiteți, am să răspund la toate acuzațiile, să zicem așa. Prima acuzație a domnului Olerean, pentru că aș fi angajat o rudă. Domnule consilier Olerean, cât și ceilalți colegi, să vă aduc la cunoștință următoarele lucruri despre angajare. Deci de când sunt administrator unic la SC Servicii Comunale, au fost făcute 3 angajări. Șoferul, care și-a dat demisia, și bineînțeles că a fost angajat altă persoană. Și încă 2 persoane. Una la centrul de încasări, fiindcă acolo o doamnă este în concediu de maternitate și a fost angajată o altă persoană doar pe perioada cât doamna respectivă este în concediu de maternitate. Și încă o persoană la fel, tot pe un concediu de maternitate. Deci pot veni și cu documente în acest sens că doar 3 persoane au fost angajate în ultimele 4 luni. Dar și în jur de 30 de persoane au fost disponibilizate. Deci avem în jur de 30, sunt acum alte persoane în preaviz, deci cam aici 30 de persoane. Dar din aceste 30 de persoane care s-a desfăcut contractul de muncă, doar șoferul a fost, să zicem, prin demisie, ceilalți fiind pensionari la cumul pensie și locul de muncă la SC Servicii Comunale. Dar vreau să vă aduc la cunoștință că după plecarea acestor persoane, nimic nu este blocat și nu avem nevoie să angajăm alte persoane. Deci în jur de 30 de pensionari. Deci toți au fost și pensii și angajați. Am să vă aduc la cunoștință mai multe lucruri, având în vedere că societatea este a Consiliului Local și dumneavoastră sunteți practic acționari. Deci referitor la angajări și disponibilizări, cam așa stă situația. 3 angajări au fost făcute și în jur de 30 de disponibilizări. Nu a fost angajat, nu este angajat. Dar asta e de dumneavoastră că au fost prin curte și așa mai departe. Deci se va poate demonstra prin documente. Așa, mergem mai departe. Deci referitor la angajări disponibilizări, cred că am lămurit. Cele 3 persoane, ca să termin, niciunul nu este rudă cu mine. Nici doamna respectivă, nici șoferul, nici cealaltă persoană. Mergem mai departe. Referitor la gaz, cum bine știți, comunale, din păcate, are prețul cel mai mare la gaz, de 134 de lei pe megawatt, chiar dacă noi suntem cel mai mare consumator din municipiul Rădăuți, din păcate suntem și cu prețul cel mai mare. Am scos la bursă și am să vă aduc la cunoștință în ședința din luna iunie, cum s-a rezolvat la bursă. Eu consider că e o transparență, deși eu am făcut adrese la diferite firme pentru a ne da oferte și am zis că să nu existe suspiciuni, încât domnul Tătar, după care să zică că nu am negociat corect, zic eu că este cel mai corect la bursă. Deci, pe 7 iunie vom afla dacă Norgazul sau alt furnizor ne va furniza gaz la SC Servicii Comunale. Bun, deci v-am informat despre angajări, disponibilizări, gaz, datorii. Cum bine știți, am mai făcut informări de-a lungul timpului despre datoriile de la SC Servicii Comunale. Însă avem și foarte multe încasări, dar și datorii. Încasări. Avem această factură a primăriei care se va soluționa în instanță de 9.200.000, de la populație la termoficare 2.600.000,
Salubrizare 1.534.000, deci practic de la populație avem de încasat 4 milioane de lei. De asemenea 570.000 de la o firmă Eva Energy. Această firmă am înțeles că este insolvență, e o situație mai delicată, deci avem de încasat de la ei 5 miliarde. Nu știu acum dacă vom reuși sau nu. Datoriile sunt 9 milioane la ANAF, din care 7 milioane TVA plus impozit, iar 2 milioane contribuții la angajați. Deci nu au fost plătite contribuțiile de 2 milioane, dar avem reșalonare la ANAF. Gazul am reușit să aducem la luna ianuarie 2021, au mai rămas 3 milioane de lei de plătit, deci nu mai avem datorii din anii trecuți la Nordgaz, adică 2020 și așa mai departe. Certificatele de emisie am achiziționat în luna aprilie de 1.700.000, dar cu toate astea au mai rămas de achiziționat, dar aici este o situație extrem de delicată. Avem o amendă de 2.200.000 pentru certificate care nu au fost achiziționate pentru anul 2019 și încă o amendă de 1.100.000 pentru certificatele din 2020. Și ar mai fi de cumpărat certificate de emisie de 1.700.000. E o problemă cu aceste certificate, dar să știți că e o problemă la nivel național. Am văzut în aceste zile și în municipiul Timișoara este aceeași problemă. Amenda este de 21 de milioane de euro. Bine, dar discutăm acolo de 60.000 de apartamente care sunt la societatea primăriei din Timișoara, iar noi avem 4.600, iar în aceste zile cred că 100 de apartamente au depus cereri pentru debranșare. Este un val de branșări zilnic, 5, 6, 7 cereri. Bineînțeles că legea nu ne permite să oprim aceste debranșări. Cam aceasta ar fi situația la 10 servicii comunale. Luna iunie voi veni cu bugetul să-mi aprobați al societății, conform legii. După aprobarea bugetului municipiului Rădăuți, în maxim 45 de zile, eu trebuie să vin în fața dumneavoastră să-mi aprobați bugetul pentru acest an. Cam astea ar fi. Dacă mai aveți și alte întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule consilier. Domnul consilier Nicola. Aș vrea să mai adaug un nou. De ce nu? Vă rog, domnule. Domnul președinte, nu-i frumos. Ca să nu fie discuții de laude sau de acuze, propun domnului Jecalu să ne prezinte pe ședința viitoare un raport clar și amănunțit a disponibilizărilor care s-au făcut și angajărilor care s-au făcut. La angajarea aș cere și studii de specialitate pe posturile care s-au făcut, să vedem dacă sunt în conformitate cu legea sau cu postul respectiv. Și să vedem rezultatele dumneavoastră că se termină interimatul și să vedem ce aprobăm și ce nu aprobăm mai departe la ședință. Cu să fac. Lăsați-o, dar și eu mulțumesc, domnul consilier Nicolau, vă rog. La urmă, domnul. În afară de cele prezentate de domnul director, vreau să vă spun că s-a făcut o analiză a spațiilor care aparțin 10 servicii comunale. Dacă a găsit spații la care se plătea 2-3 lei pe lună, în momentul ăsta prețurile sunt la prețul pieții, cu contracte corecte făcute și fiind o piață concurențială, s-au ridicat foarte mult și sunt la un preț real toate spațiile comerciale. Și se lucrează în continuare pentru... Aici nu prea e lumină. Da. Vă mulțumesc, domnul Nicolau, deși sunt foarte multe lucruri care aș trebui să vă prezint. Însă îi promit, doamnei consilier, că în luna iunie voi face un scurt raport. Să-l completez pe domnul Nicolau. Deci societatea SC Servicii Comunale deține 16 spații. Și la toate aceste spații am încheiat un contract cu un evaluator și am reevaluat toate spațiile, având în vedere că toate erau închiriate la un preț de 1,7, maxim 2 euro, în condițiile în care multe spații sunt în apropiere de sinagogă, de templu evresc, adică în centrul municipiului Rădăuți. Toate aceste spații au fost reevaluate și acum chiria va fi între 7-8 euro la Nordgaz, având în vedere că ei plăteau doar 2 euro Nordgazul, adică ei totuși plăteau mai mult, de la 1,7 la 2 euro. Acum vor plăti și până cu 3 iunie 8 euro pe metru pătrat. Iar cei care nu vor dori să conformeze nu au decât să rezilieze contractul cu comunalele și vom închiria la alte societăți.
Cu siguranță că la 7 lei pe metru pătrat cât am găsit, din 7 euro, 7 lei, oricine și-ar fi dorit, vă dați seama. Ba mai mult, la aceste spații, 10 servicii comunale au achitat și utilitățile. Adică, de exemplu, la curent era o singură factură, toate clădirile care știți că sunt ale societății. O singură factură am dispus și s-au achiziționat contoare încât fiecare să-și plătească cât consumă. Ba mai mult, multe spații au fost chiar încălzite pe bază de centrale electrice, pentru că, bineînțeles, că dacă nu plăteau curentul, era avantajos. Asta e așa situația pe scurt, dar vă promit că voi prezenta toate aceste lucruri în detaliu, un scris pe capitolul de la spații de închiriere, la gaz, la orice este al societății. Având în vedere, societatea este a Consiliului Local. Vă rog, domnul consilier, referitor la spațiu, cum știe tot Rădăuțeanu, chiar dacă acum este o altă societate cu altă denumire. Suntem în proces, nu au plătit chiria de un an de zile, dar în această săptămână ce urmează vom discuta cu executorul ca să părăsească spațiul, având în vedere că am găsit undeva în contract că dacă nu plătesc mai mult de 3 luni putem să evacuăm. Deci îi vom evacua și vom închiria altor societăți, dar acolo la cine se va închiria pe bază de licitație, că e suprafață mare. Mulțumim, domnul consilier. Domnul consilier Tibei, urmează doamna consilier Airine. Da, ieri a avut loc o adunare generală a acționarilor la 10 servicii comunale, unde atât eu cât și colega mea fac parte și vreau să vă spun că, dacă nu mă înșel undeva, la 200 și ceva mii de lei ați reușit și ați disponizat ca să vă mai mult, nu? În parcursul anului din Chirii, vă felicit pe această. Cât se producea megavatul, da? Costul de producție pe stația de cogenerare și cu cât s-a vândut în rețea. Ca să vedem și lucruri mai puțin bune din anii trecuți. Vă rog să spuneți, domnule. Dacă nu mă înșel, era undeva la 200 și ceva de lei producerea și cât s-a produs. Spuneți să știi Rădăuțeni. Da, dar nu a fost în permanență acest lucru, că era în funcție de bursă, erau mai multe lucruri. Dar cert este că se producea curent electric, să zicem, se vindea cu 2 lei și cu 50 de bani. Cu 50 de bani se vindea și el se producea cu 2 lei, ceva o diferență genul ăsta. Adică de asta au fost și închise. Poliția actuale trebuie să vedem care este rentabilitatea cu stația de cogenerare. De făcut o poliție. Aici trebuie să angajăm o firmă de specialitate, exact, să analizeze ei în detaliu aceste lucruri. Vă mulțumesc, doamna consiliera Irinei, vă rog. Ca o completare aș vrea, fiindcă s-a pus în discuție că se debranșează foarte multă lume, ce s-a început sau ce se face referitor la căldură, pentru că vara e scurtă și nu ne trezim în toamnă sau în iarnă, iar cu prețuri foarte mari, iar cu probleme cu căldura, iar că nu avem... S-a spus, să înceapă de pe acum. Domnul consilier Fred a ridicat primul mâna, dacă... Da, eu stau de la început. Nu, dacă tot dumneavoastră atunci mi-ați atras atenția că doamna Airine a ridicat mâna înaintea domnului Nicolau și am avut... Vă rog, domnul consilier Fred. Vreau să rog pe domnul de Carlos să verifice, am anunțit, dacă între firmele care au închiriat spații de la servicii comunale se află și firma SC Tanii DOSRL. Sigur, aici. Mulțumim. Există 100%, domnule. Da, există, domnule de Jecalu, vă rog frumos să faceți plângeri la instituții de abilitate, cât și la Agenția Națională pentru Integritate. Vă mulțumesc. Da, există cu 7 lei metru pătrat și luna ianuarie 2021 a fost prelungit contractul pe 10 ani. Am zis că să nu dau nume, deși domnul Tătar, pentru că mă urmărește și la Oronic, administrator este Tătar Domnica. 7 lei metru pătrat și domnul secretar, înainte de a fi demis, am mai muncit pe 10 ani. Domnul secretar, exact cum a spus domnul Oleana din Aur, din punctul meu de vedere, dumneavoastră sunteți responsabili cu sesizarea acestor conflicte de interese. Vă rog frumos, ca până la următoarea ședință, să faceți o adresă către instituțiile abilitate privind conflictul de interese, în perioada că domnul Tătar era primar, nu avea nicio treabă cu servicii comunale, doamna avea spațiu închirii de la servicii comunale și era angajat de acolo. Vă mulțumesc. Domnul consilier Rogărean, vă rog. Vă rog, domnul secretar, să conservați procesul verbal. Mi-ați defectat microfonul.
Da, se va consemna și voi solicita prima dată o informare din partea Serviciilor Comunale. Eu fac tot acum. Da, să știți procedurile care sunt sigur. Ca să am documente, să am documentele, domnule. Felicitări, nu? Din punctul... Așa și are probleme la... Li scurtează. Dar dumneavoastră... Domnul Jecală, sincere felicitări. La care care îți mă uit? Nu vă mai uitiți că o să aveți. Dar, sincere felicitări. A mișcat ceva. A mișcat ceva acolo de când se vede. După cât ați prezentat dumneavoastră informarea. Eu n-am văzut în teren ce ați făcut. Dar spuneți, când ați angajat, că aia... Doamna Irene, vă zic că o să vă solicite și la fiecare ședință. E bine? Chiar să nu plece din Consiliu. Să rămână aici, că avem să întrebăm. Să rămână aici, consilier, până la sfârșitul mandatului. Mă surprinde faptul că a plecat domnul Tătar, care trebuie să ne... De asta a pierdut alegerile, domnul primar. Domnul Tătar a pierdut alegerile din cauza că este fals. Se dă la fund. Acum s-a dat la fund cu acea taima, sau cum se cheamă societatea lui Florine, Tanic. Eu am făcut verificarea cu niște experți de la Iași și vă aduc raportul de evaluare să vedeți că vindea pânze de bonfire de sute de milioane de lei. Adică, domnule, hai să fim serioși. Iar v-am felicitat, dar stați puțin, că dumneavoastră ați fost cam omul mâna dreaptă lui domnul Tătar în lista de Consiliu Local. El a plecat acum, dar el știe abilitățile noastre și puterea noastră de muncă. Că dumneavoastră munciți foarte mult, zi și noapte, că, bă, și Consiliu, și aia, și cu comunalele, și cu... Ce mai aveți dumneavoastră acolo? Școală. V-ați întrebat. Și ce școală? A, școală. E profesor? Predați și ore acolo? Dar eu la... Ce predați? Ce... Geografie, domnul... Geografie. La geografie stau bine. Am umblat toată lumea asta. Ascultă, nu poți să-mi predai mie lecții. Așteaptă tinere. Da. Nu te grăbi, că ai drum lung. L-aș întreba, eu n-am pomenit nimic de centrala de cogenerare. Dom'le, dumneavoastră, ați prezentat ce aveți din casa? Luați-vă radio, puneți colac și lumânare pe alea, că total știe ce nu sunt firmele alea. Treaba e că dumneavoastră mi-a spus ce faceți cu acei rulmenți, cu acele turbine. Apropo, doamnă, vine iarna și iar vine pe spatele rădăuțenilor gigacaloria, care domnul primarul să zică, da, dar mă luați iar repede, că nu știu ce, că trebuie să analizăm. Nu, domnul, analizații din timp și faceți centrală de... Nu, eu am fost foarte pertinent, nu, că domnul primar nu... Nu, dar dumneavoastră așa a spus că dacă s-a mărit atunci gigacaloria, a spus că... Să încercăm să trecem la subiect. Giga, cât timp îmi dați? Păi, dumneavoastră ați vorbit jumătate din ședință... Nu spuneți dumneavoastră că am vorbit, că nu știu cât am vorbit. Dumneavoastră cât timp îmi dați la diverse. Încercați să vorbiți... Dar vorbesc, dar nu vedeți să vorbesc. Este adevărat. Da, 5 minute. Ce ne preamintează? Doamna, deschideți telefonul dumneavoastră ca să nu mai... Uitați-vă la timp și eu mă concentrez. Dumneavoastră trebuie să luați în serios ceea ce faceți acolo. Ca să vă felicit până la cap. Deocamdată ia bureala. Ce faceți dumneavoastră pe acolo? De angajări. Ați fost în Aga. De ce n-ați sensizat că doamna X are acolo spațiu cu 3 lei? Ați fost în Aga. Stați. 5 minute eu și pe aia dumneavoastră 10. Că eu trebuie să vorbesc mai mult ca mine. Doamne, foarte important. Și luați în calcul centrala de cogenerare să meargă în sistemul de cogenerare. Acea centrală plătește comunitatea 500.000 de euro anual, dobândă și credit. Cei de pe Tolacă stau cu balastru la poartă și cu păpădia prin centru. Și noi stăm și ne uităm. Faceți centrale de cogenerare, lăsați de asta când spuneți că n-ați angajat. Stângem pe fundată, că curentul e prea scump. Angajați, las, că am auzit că faceți, mai schimbați. Picranul că l-ați luat pe, și v-a trădat pe aia, nu? E bârfă, bârfa orașului. Iar dumneavoastră vă felicit că aveți o putere de muncă și munceți până la capăt. Domnul Cofler lipsește, nu? Da, aici, domnul. Și eu. Da. O expirat timpul? Nu. Două minute. Mulțumim, semnate coleg. Ce să mai spun? Mai vreau la alt diverse cu fotbalul. Stați că nu... Deci, rămân două minute pentru fotbal. Dar voi să te mai uiți. Eu nu mi-am notat nimic. Dar ce ne-am auzit? Eu am vrut să fiu generos, să vă dau minute ca să puteți vorbi tot ce trebuie. Păi, dar mi-ați dat, acum nu mai retrageți. Nu retrag. Am zis că vă rămân două minute pentru fotbal. Domnul președinte, trebuie să iei în calcul că banii... Apropo, spuneți că aveți dările la angajați neplătite. Ce să mai înghesuiesc unii la angajare? Ce să mai înghesuiesc pentru dacă nu plătiți dările? Stai cu minte că stai bine ăsta. Nu vă înghesuiesc la comunale, estimați rădăuțeni. Nu vă plătesc dările și nu vă merge vechimea. O să stați cu fără vechime. La comunale e o
domnule, hai să o închid și casa. Această societate, declar, pe ce credeți, pe cuvântul meu, adică pe cuvântul meu de onoare, este căpușa căpușilor a orașului. Suge sângele și din vene la Rădăuțeni. Domnule, închideți această catastrofă și deschideți o altă societate nouă. Nu mai lăsați ANAF-ul, nu mai lăsați comunalii să mulgă, nu mai lăsați tătari, nu mai lăsați colac și pupăză. Închideți acest capitol urât din istoria Rădăuțului. Mai aveți un minut. Și Jecalo, cred că abilitățile noastre sunt mai degrabă spre învățământ decât spre șantierul ăsta comunal. Aici trebuie să meargă cofle, domnul Fluturii, să oferă o viață. Da. Nu știu cum din a găsit de PNL-ul. Apropo, domnul Lucian, noi astea vă faceți să vă presupătați politic acum, a venit la vârsta asta. Cum din ați găsit dumneavoastră, ca să spuneți la băieții ăștia că, doamne, găsiți un penelist, unul de dreapta, nu unul de stânga, că ești de stânga. După veniți stânga și au acaparat dreapta voastră. Și lumea, și eu sunt de dreapta, dar eu am rămas cu ecologiști, eu sunt un ecologist. Domnul Lărean, a expirat timpul. Gata. Am dat timp suficient. Domnul consilier. Da, deci haideți sau poporile care le-ați bătut. Eu sunt angajat la iluminat public, într-adevăr, pentru câteva luni de zile. O secundă. Motivul pentru care sunt acolo este următorul. Rădăuțul a pierdut un proiect de 6 milioane, peste 6 milioane de euro pe iluminat public pentru un punct. Pentru că așa s-a vrut, ca să nu ne dezvoltăm. Lucrez în acest moment la un proiect pe iluminat public cu fonduri europene. Sper să avem posibilitatea de a accesa fonduri europene să facem Rădăuțul să fie luminat cel puțin cu LED. Perioada este scurtă, domnul Lărean, până prin luna octombrie nu sunt acolo pentru ceea ce bateți dumneavoastră și faceți mișto căreală în Consiliul Local. Mi-mi pare ok, ați dat 5 minute, faci mișto și Caterincă. Nu, am dat 5 minute ca haideți să spun ce ai spus și să nu mă intervenim. Haideți să nu fim penibili, că nu este asta, nu-i circ aici, asta nu-i bărge. Deci haideți să discutăm realist, să discutăm despre problemele orașului, despre felul în care de la mișto pe domnul director, care într-adevăr stă de dimineață până seara, își neglijează familia, ia la mișto pe toată lumea. Mie nu mi se pare normal. Haideți să fim decenți, să spunem lucrurile pe nume. Dacă avem de spus ceva, haideți să spunem, dar nu suntem aici să facem caterincă. Nu este rolul nostru de consilier local. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Dați mai departe. Domnule primar, vă rog frumos, chiar cred că ar fi bine de făcut regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local să se dea un timp pentru fiecare partidă, pentru de reprezentativitate pe care o are în Consiliul Local. Ideea este în felul următor. Rădăuțenii cu siguranță s-au săturat de circurile astea infernale. S-a vorbit o jumătate de oră pe lângă subiect, nu s-a vorbit un subiect aparte, cam ca anul. Asta nu este un cadru tocmai corect și normal, și ăsta nu este motivul pentru care oamenii ne-au votat în Consiliul Local. Fără supărare, domnul Lărean, dar să vorbim, divagăm, ne ducem pe niște subiecte care n-au nicio legătură cu dezvoltarea municipiului Rădăuț. Cred că la fel ca oricare altul, și cred că și domnul primar ar aștepta proiecte concrete, nu dezbate și mici capricii care trebuie să ni se îndeplinească în Consiliul Local. Mulțumesc, domnul consilier Jecal. Aș dori totuși să-i răspund doamnei consiliera Irinei referitor la gigacalorii. Să sperăm că va scade prețul la gaz. Pe 7 iunie vom afla prețul. Automat, să sperăm că va scade și factura la iarnă. În rest, pe această cale, țin să informez rădăuțenii că la iarnă totul va fi în regulă, atât cu apa caldă cât și cu căldura. Nu vor fi probleme, indiferent de situație. Este o problemă de utilitate publică, nu cred că nimeni nu va falimenta comunale cum își doresc alții și zilnic pe această cale asta discută, că vine falimentul la comunale. Deocamdată nu va veni nici falimentul, nici insolvența, să sperăm că vom rezolva. Chiar dacă suntem oricând pasibili de un blocaj de la ANAF sau oricine ar putea să ne ceară insolvență, dar e de durată. Asta înseamnă că lucrurile vor merge spre făgașul normal la iarnă. Iar referitor la prețul, aici e toată schema, gazul. Dacă scade prețul la gaz, automat va scade și prețul la factura de pe ea. Este o situație extrem de delicată cu acea centrală, trebuie să vină o firmă să fac o evaluare a acelei centrale, iar noi, ca să producem curent electric... Dar să facem din timp.
Exact, eu vă dați seama, sunt acele turbine care... Păi, dar putem lăsa pentru că noi acum mergem pe gaz, adică nu... Ideea este că nu suntem dependenți. Nu suntem dependenți de aceste centrale. Fiind acționariatul Consiliului Local, Serviciul Comunal de Supărnire Legii 98, privind achizițiile publice și motiv pentru care ca ei să contracteze o firmă, trebuie să facă la licitație pentru beneficii și prava de achiziții directe pe cu ACPB de 135. Ok, ideea era ca să facem ceva din timp, ca să nu ne trezim în toamnă, în iarnă, iar prețul foarte sub nicio formă nu ne vom trezi în toamnă sau în iarnă fără căldură. Sub nicio formă. Și prețul? Păi asta încercăm, să scadem prețul. Asta în cazul în care nu există modificarea legislației în ceea ce privește plata subvenției. Adică dacă mergem așa, noi luăm toate măsurile din timp construs domnul director, să reglăm prețul la gaz, să avem de unde juca. Sperăm să nu ne trezim cu... Știți, ca, care să ne pun într-o situație în care să fie mai delicat. Să nu ne trezim atunci. Noi din timp luăm toate măsurile pentru... Foarte delicat. Da. Haideți să încheiem acest subiect și domnul secretar, vă rog. Eram la punctul 5 de la diverse, dar cu ocazia discuțiilor mi-am dat seama că la punctul 4 am omis să dau citire și punctul de vedere cu privire la hotărârea 61 a Consiliului Local din ședința din 31 a 3-a. Este hotărârea prin care s-a desemnat un nou membru AGA în, la servicii comunale. Instituția Prefectului ne atrage atenția asupra prevederilor articolului 131. Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor UAT în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați prin hotărârea Consiliului Local în condițiile legii cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale. Ultima persoană a fost propusă de către un membru PSD. Atât era precizarea. Revin la punctul 5. Unde am prezentat adresa înregistrată domnul consilier Mitropan Ionel, încă domnul consilier Onorean a cerut punctul meu de vedere cu privire la situația în care se află domnul consilier Mitropan Ionel și aș putea prezenta aceeași situație, se este la punctul numărul 6, domnul Jicalu, și anume, mandatul de consilier local încetează înainte de durata normală, din câteva cauze, printre care la articolul 204, alineatul 2 litera I, este și pierderea calității de membru a partidului pe a cărui listă ai fost ales. Data constatării încetării este data la comunicării de către partid, forul competenței de cede excluderea, a hotărârii respective către prefect, secretarul general și consilierul în cauză. Cu condiția ca acea hotărâre să nu fi fost contestată. Privind legalitatea. Privind legalitatea. La data de față, în această situație ne aflăm, în privința domnilor consilieri Mitropan și Jecalu, care ne-au dus la cunoștință că au contestat hotărârile de excludere din partid. Vacatarea locului, constatarea încetării mandatului și vacatarea locului se face de către prefect prin ordine. Deci, oricum, informarea a fost adusă către noi, tocmai ca să știm ce situație ne-am făcut. Și cu asta am prezentat și explicații pentru punctul 6, și anume era adresa domnului Jecalu Ade Gheorghiță, consilier local, înregistrată la numărul 98846 din 27-4-2021. Mai avem la diverse, pe materialele suplimentare, un raport de activitate, un raport, o notă de constatare. Da, 30 de secunde. 30 de secunde. Cred că la replică mi s-a spus numele. Nu vreau să vă plictisesc 30 de secunde și mi s-a dat, am dat dreptul la replică, mi s-a spus numele, mi s-a pronunțat numele de către doi consilieri, colegii mei și respect. Nu știu de ce domnul Nicolau s-a avântat așa tare când n-am făcut referire la persoana lui. Nicicum, n-am fost Caterinca, nu fac Caterinca, vin cu sincere, vin sincer pe a face ceva și dacă sunt util, bine, dacă nu pot să dau demisia, că n-am nicio problemă. Domnul tinere, nu te deranja că fac Caterinca. Vă rog să vă adresați consilier. Domnul consilier Preda,
v-ați referit la numele meu. A spus numele Olarean că nu știu ce. Eu deocamdată nu iau niciun ban din buget, nu particip la împărțirea banilor, nu mă interesează. Am cerut și eu 100 de mii de lei de la buget, că a plecat domnul primar. El, domnul secretar, domnul primar a fost foarte repede expus din partid atunci, din Consiliul Local, și acum văd că... Dar domnul consilier, trec cele 30 de secunde. A trecut? Trec, dar dumneavoastră vorbiți... Trec, normal că trec. Dar nu vă deranjează adevărul. Când vă spun adevărul, vă deranjează. Dar 5 minute ca să vorbiți și dumneavoastră domnul, vorbit? Domnul Odin a fost exclus din partid, din toate atunci, și foarte repede a rămas pitu și dar era altă lege, așa o să spun. Era legea dictată, dar nu a contestat hotărârea. Nu, el a fost mai fair play. El era pregătit dincolo locul. Bun. Sigur că pe domnul Preda deranjează când eu îi spun că bugetul a avut 500 de mii cotizații, a avut aia, a avut gamă. Și el face 5.000 de apartamente. Să dea Dumnezeu să-l facă 100, 1.000. Eu vreau să vă spun, lăsați-mă să vorbesc eu acum. N-ai cum tu să mă depășești pe mine la vorbit. Tu poți să vorbești în pungă. Da, dar dumneavoastră depășești timpul, domnul consilier. Da, am depășit. Domnul consilier Preda. Nu, dar vreau supăra și vreau să fiu calm, să merg acasă calm la această ședință din plăcere. Am venit, nu vin ca să mă deranjeze domnul Pap sau domnul Preda. Domnul consilier Preda. Domnul consilier Preda, scuzați. Da. Sigur că eu nu fac niciun mișto, domnul viceprimar. Dumneavoastră m-am văzut cum mă fixați și nu fac. Adică sunt puțin, câteodată mai depășesc limita, dar când am spus de centrala de cogenerare, hai să o luăm problemă foarte în serios. Centrala de cogenerare din cauza că nu produce curent. Și revin, și încă o dată spun, de ce am mai făcut acea investiție așa mare în Rădăuți dacă nu avem să dăm în sistem energie? Dacă dăm în sistem energie, reducem gigacaloria la jumate de preț, doamnă. Și cu asta am încheiat la fotbal, dacă dați-mi încă două minute pentru fotbal, nu, vorbim nu, la punctul divers. Nu, okay, da, vorbim. Ok, eu vă spun foarte sincer, nu mai am timp să stau. Nu v-am acuzat, să nu credeți că v-am acuzat pe nedrept, că erați aici, în mandatul trecut nu a fost discuții despre cine Mulgivaca. Așa, eu o pornit la dumneavoastră. Nu vă supărați, deci nu vă supărați. Ideea este în felul următor. Dezinformați, în primul rând dezinformați, nu vorbim de 500.000 de lei, citiți material de pe ordinea de zi. Doi la mână, mi-aș fi dorit ca și dumneavoastră, prin mandatul cât ați fost primar, să fie avut realizări pe care le-am avut eu ca și consilier local. Vă mulțumesc, domnul secretar, vă rog. Da. Deci la punctul 6 de la diverse am prezentat, la punctul 7 de la diverse avem o informare pe care v-am adresat-o eu și anume v-am făcut de nou cunoscut că obligația dumneavoastră de a depune un raport de activitate ca și consilier local pentru anul anterior. Chiar dacă mandatul anul anterior a fost 2 luni, aveți obligația de depune un raport de activitate care se publică de către, prin grija mea, pe site-ul primăriei. Și cu privire la obligația de a depune declarația de avere și interese, declarația se actualizează în fiecare an până în luna iunie. Se depune la primărie și se trimite la ANI. La punctul 8 de la diverse este adresa domnului Flutur Vasile, administrator SC Piața Mică, care spune, în calitate de reprezentant a celor 20 de societăți comerciale ce își desfășoară activitatea în zona Piața Mică, revin la solicitare din anul 2019, înregistrată la Consiliul Local numărul 99.168 din 14.11.2019, de a reanaliza hotărârea de Consiliul Local numărul 177 din 31.08.2017 și de a lua măsuri concrete și de a reveni la starea inițială a traficului rutier în zonă. Motivăm această solicitare prin faptul că activitatea firmelor ce activează în zonă este grav afectată de existența acestui sens unic, cu însemnate pierderi financiare a agenților economici. Recomandăm ca, în funcție de avizul Poliției Rutiere, să se instituie un nou sens unic dinspre strada Mihai Viteazu spre strada Grănicerului. Anexez alăturat solicitarea din 2019. Solicitarea din 2019 avea semnăturile reprezentanților societăților comerciale. Dacă aveți puncte de vedere cu privire la această solicitare, o să-i răspund. Să venim probabil cu un proiect de hotărâri și o să vedem. Da. La punctul 9,
de la diverse. Avem adresa, da, din nou adresa domnului Mitrofan Ionel și la punctul 10 adresa domnului Jecalo Adi Gărghiță, consilier local, prin care ne-am luat conștiință că au înregistrat contestații împotriva hotărârii dânsului din partid și la Comisia de Etică de la nivelul național. Și mai avem la, pe materiale suplimentare la diverse. Nota de constatare numărul 8390/10/2 de 19.05.2021, înregistrată la primăria Rădăuțul numărul 8742 din 24.05.2021 de către instituția prefectului. Instituția prefectului prin doi reprezentanți, consilieri juridici, consilier în cadrul Serviciului de Dezvoltare Economică, Socială, Servicii Publice și Tehnologia Informației, a desfășurat o activitate de coordonare în cadrul primăriei, a prezentat această notă de constatare, dacă ați, își puneți că ați parcurs-o. Cea mai mare parte a activităților nu au fost găsite nereguli, ca să spun așa, sau pentru a se face recomandări. Cu privire la câteva aspecte și de asta o să trec direct la, la măsuri. Și anume, de nou ni se atrage atenția asupra rapoartelor de activitate care revin la obligația consilierilor locali și a viceprimarului și a comisiilor de specialitate de a depune raport de activitate anual. Deci după trecerea unui an se depune un raport de activitate care deja secretarului se publică pe site-ul primăriei. În procesul de elaborare și emitere a actelor administrative să fie respectată legislația în vigoare și circulare emisă de instituția prefectului. Termen răspunde primar secretarul la termen permanent. Respectarea prevederilor cuprinse de legea 52/2003 privind transparența decizională răspunde secretarul general. Este vorba cu acele cu toate proiectele de caracter normativ care au obligația de a fi de a sta dezbatere publică 30 de zile pe site-ul primăriei. Există și excepții pentru situații urgente când aceste termene pot fi scurtate. La punctul 3. Ținând seama de faptul că secretarul general a luat iar atribuții în ce privește procesul de elaborare și adoptare a actelor administrative pe care le contrasemnează pentru legalitate, atragem atenția ca pe viitor secretarul general să aibă în vedere realizarea unui studiu mai aprofundat a legislației în vigoare, respectiv realizarea în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, a unei motivări mai temeinice actelor administrative adoptate, emise de autorități publice locale. Aici, ca și comentariu, motivarea o face inițiatorul. Inițiatorul este domnul primar, clar, că intervine și domnul sfatură, dar până la urmă și consilierul local și fiecare, că am avut chiar o discuție cu doamna consilier în privire la inițierea unui proiect de hotărâre, oricând cu sprijinul meu se poate redacta un proiect de hotărâre. Ideea și asumarea proiectului este a inițiatorului. Punctul 4. Întrucât comunicarea și înaintarea către prefect actul administrativ adoptat de Consiliul Local sau emise de primar este una din atribuțiile principale a Secretarului General, atragem atenția să fie respectate prevederile articolului 197 din aliniatul 1 din 9G57 Codul Administrativ, modificări și completări ulterioare. Noi respectăm aceste termene, trimitem în termen de 10 zile de la adoptare hotărârii din Consiliul Local către instituția prefectului. Respectarea articolului 136 din Codul Administrativ. Codul administrativ și anume proiectul de hotărâre al Consiliului Local, însoțite de referatele de aprobare ale acestora și alte documente de prezentare și de motivare, se înregistrează. Le avem înregistrate. La punctul 6, cu privire la soluționarea petițiilor, avem termen permanent de rezolvare. La 7, actualizarea declarațiilor de avere și proiectelor de acte normative. La punctul statutul municipiului, care trebuie actualizat, ultimul al nostru este în 2013, chiar acum este în procedură de actualizare. La 9, elaborarea planului de acțiune privind programul de măsuri de combatere a birocrației. La 10, prezentarea de către primar în Consiliul Local a raportului anual privind starea economică, socială și de mediu al OAT și la punctul 11, tot prezentarea de către primar în fața Consiliului Local a raportului anual asupra gestionării locului. Vă mulțumesc, domnul secretar. Domnul consilier Simota. Mulțumesc, domnule.
Întrebare către domnul viceprimar cu privire la solicitarea anterioară. Am avut nevoie de a se demola niște cuiburi de cioare în trei zone ale Rădăuțului. Dacă vrea să-mi răspundă cum s-a finalizat. Și una către domnul primar, întrebare dacă până la urmă s-a declanșat acea acțiune pentru a se face o evaluare la veniturile pensionarilor și ca ulterior să fie trecut în subvenție cu acea energie care s-a scurit atât de mult. Dacă ați început acea acțiune care, la un moment dat, de comun acord, cumva, ne-am înțeles ca să facem această procedură. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule consilier. Domnul viceprimar, vă rog. Săptămâna viitoare, domnul Simota, o să aveți în același și o să se rezolve problema. Că s-a făcut procedura de azi, că este o procedură care trebuie să facă. Pentru două zile am făcut săptămâna. Și dau cuvântul domnului. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar, care va răspunde la întrebarea dumneavoastră și va face un anunț la final de ședință. Mulțumesc, domnule președinte, domnul consilier. Este o procedură mai amplă, am spus, și trebuie să ne gândim exact cum să o abordăm. Până acum, vedeți, de pe aia reușim să trecem, am trecut de buget și să dăm drumul la toate investițiile. Suntem în pline proceduri, dar v-am spus că este un obiectiv al nostru, pentru că, nu știu, chiar nu mi-a convenit să o pățim noi până la urmă, că doar nu am pățit-o eu cu să vină în fața oamenilor și să creadă că avem noi vreo vină. Da? Deci vom lua toate măsurile necesare, a spus și domnul director Jecalu că încearcă prin să vedem pe bursă ce va ieși, care va ieși prețul la gaz, să o echilibrăm și de acolo. S-au făcut reduceri din toate părțile, noi suntem la zi cu serviciile comunale, adică chiar încercăm să redresăm această societate pentru a putea veni în intrare normal. Vă spun eu, sunt persoane care mă sună pe mine, pe un personal și spun acest lucru. Nu vă ascund, nu este ceva de ascuns. Dar una este să ne plângem, asta vreau să facem diferența. Una este să ne plângem și să ridicăm probleme pe care le cunoaștem cu toții și una este să venim efectiv cu anumite soluții să le găsim. Dar vă spun eu că împreună le vom găsi și vom ajunge în direcția care trebuie. Mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnul primar, că nu este simplu soluția. Sunt de acord, este mai complex. Da, e mai... Am avut o analiză primară. Dar trebuie început. Ceea ce înseamnă venitul unui pensionar. Da. Dar am întrebat dacă văzut, aveți în vedere sau stai început, avem. Să știți că până acum așa arătăm. Tot ce am spus, tot am ajuns acolo și mi-am ținut cuvântul. Deci în agenda de lucru tot exact. Trebuie să asta nu s-a sigur. Abonat ideea ca să... Sigur, vede. Sigur. Pe final aș vrea să vin cu un anunț, nu știu, de bine și unul de mai puțin bine. Și anume, cel de bine este că duminică primăria, împreună cu Consiliul Local, Cal Urban Rădăuț și Rădăuțul Civic, organizează duminică 30 mai, ziua copilului. O facem duminică pentru că luni este luni și vor fi anumite activități care, zic, că o să arate bine și vor fi primite cu brațele deschise, la fel cum a fost primit și acest aranjament de umbreluțe din fața primăriei. Deci se vede că rădăuțenii sunt doritori de așa ceva. Astfel, la ora, între orele 14 și 17, vor fi desene pe asfalt și jocurile copilăriei pe pietonala Bogdana, adică chiar pe asfaltul pomânchii de circulație în fața mănăstirii Bogdana și Par. După care, între orele 17 și 19, personaje de poveste vor oferi baloane colorate și vor face fel de fel de jocuri cu acei copilași. Vă așteptăm cu drag și vreau să vă spun că în afară de acest pietonal, pe acest pietonal am intervenit cu umbrele colorate, vom interveni și cu un culoar în lateral și pentru copii. Deci și copiii vor avea acest joc de umbrele, doar că vor fi cu umbreluțe mai mici, pe care eu mă gândeam că ar fi bine să scrie chiar numele și să vină fiecare de acasă cu câte umbreluță să o punem acolo. Noi deja am cumpărat, am achiziționat niște umbreluțe, dar vor fi pentru copilașii care, nu știu, poate nu își permit sau na, vom identifica și vom veni în sensul următor. Eu cred că va fi ceva foarte frumos și ceva nou, până la urmă, municipiul Rădăuț. În altă ordine de idei, cu adâncă durere în suflet, vreau să vă anunț că domnul profesor Petru Bejnariu, care a fost și director parlamentar, cetățean de onoare, un om extraordinar, un membru marcant al Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, a încetat să mai existe de aseară și
Vă spun, în afară de toate aceste titulaturi, l-am cunoscut și este, a fost un om extraordinar, căruia îi datorez foarte multe, pentru că am interacționat destul de des și impunea respect numai în momentul în care îl vedeai sau aveai contact cu lui. Dumnezeu să-l odihnească, dacă mai dorește cineva să spună ceva, este în regulă, dacă nu aș dori să ținem un moment de reculegere în memoria. Deoarece am epuizat toate subiectele de pe ordinea de zi, declar ședința închisă. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru că v-ați votat. Dacă ați aprobat, trebuie să facem proiectul de hotărâre de 2 minute.